Să pun și ID-ul, să-i dau PIN, că data trecută am uitat. Ok, mama, ce mă doare spate. Bă, cam ești picioarele. Mă doar toate cele. Am îmbătrânit, ai îmbătrânit, moșule. Salut, Radu. Salut, vlog and gaming body, dynamic. Dinamo. Salut, Dinamo. Salut, Alexandru, salut, salut, ce faci? Te-ai întors acasă, nu? Back in UK. Salut, Darius, legenda, salut, lumea, vă rog frumos, hai să susținem și cu respect și cu butonașe și cu alea. Ce faci, Ragnar, cum ești? Bine, sănătos? Grătăriel, trebuie ceva, o bericu și un grătăriel? Ia, zi, recunoaște. Patrick, salut, Patrick, pe respect, ce faci, Patrick? Ce ai făcut până la urmă? Ce ai mutat acolo pe la echipă? Radu, Daniel, FCU, pe respect, Ștefan, două cuvinte, hala Madrid, e nada mas. Da. Mă, greu a fost și, practic, transferul s-a realizat, pentru că e oficial, datorită lui Ciu Amini. Pentru că oferta pe care PSG-ul a făcut-o atât clubului Monaco, cât și lui, da, la nivel de salarii în shit, era mai mare decât oferta Realului. Însă, da, el a vrut neapărat și a insistat, a refuzat absolut toată ce, orice ofertă și sunt cu zâmbetul pe buze de ce. Pentru că am lăsat și un comentariu, am lăsat și un comentariu pe Twitch, vorbesc serios, eu urmăresc de mult, mă rog, eu în general urmăresc fotbalul, transferurile și mai ales pentru Real Madrid. Am lăsat și un comentariu că nu înțeleg, mă rog, în engleză, că nu înțeleg ce se întâmplă cu fotbalul modern, dacă un jucător își dorește să joace la un club, indiferent despre ce e club, e vorba, de ce nu-i lăsat să o facă. Și de ce decid cluburile ce se întâmplă cu jucătorul și jucătorul nu are un cuvânt de spus. E păcat. Și făceam referință nu la Tchouameni neapărat, sau mă rog, nu doar la Tchouameni, și mă refeream și la cazul lui Lewandowski, care mi se pare, bă, deci Lewandowski a oferit tot ce e de oferit, vrea să plece, de ce nu e lăsat să plece? Bă, se pun cluburile la masă, se înțeleg, evident că nu gratis, pentru că trebuie plătit o sumă, și lasă-l să plece la Barcelona, adică respectă dorința jucătorului, că la urmă urmei nu, asta e, na. Și respect și celor de la Monaco, pentru că i-au respectat într-un final, chiar dacă au negociat la sânge să scoată cum am zbat, totuși un transfer de 100 de milioane, nu e de aici de acolo, chiar s-a ridicat foarte mult ștacheta. Însă, da, ideea e că și Monaco a acceptat mai puțin bani, pentru că oferta era mai mare oferta lui PSG și ce au venit mai puțin bani la salariu și bravo, GG, un transfer reușit. Greu, mă, greu a fost. Băiat deșteptă, bă, nu, și-a dorit foarte mult să joace la Real Madrid și ideea e că chiar dacă oferta celor de la PSG a fost mai mare, nu se compară cu oferta lui Mbappe. Eu sunt ăla care nu-l judecă pe, sigur, sunt dezamăgit, nu-mi place neapărat cum a procedat, dar nu-l judecă pentru că vorbim totuși de 600 de milioane, da? Vorbim totuși de 600 de milioane, 23 de ani, bă, oameni frumoși. 600 de milioane, știi ce zic? Ei, în cazul Tchouameni, probabil era 1 milion în plus la salariu, iar clubul, probabil, în loc de cele 100 de milioane cu bonusuri, probabil, cred, nu știu, că nu e nimic oficial, o să iasă, probabil, și datele, hai că e deasă barba asta, mai încolo, cred că undeva la 120, bănuiesc că au boostat cu un 10-20 de mai mult, nu cred că s-au dus la Monaco și a zis, vă dăm 200 de milioane, nu. Dar nu știu cum fac, cum își permit transferurile astea când iau minus 700 de milioane și au dat 6 milioane, au semnat cu, adică 200 milioane pe sezon pe Mbappe, e straniu, și încă n-au vândut nimic.
Broscoie, oh, Broscoie poate vine, Ștefan. Eu nu zic să-l urâm pe Mbappé pentru că a acceptat o ofertă mai mare acum. Eu am zis părerea mea, a fost acolo echipa, familia care l-a susținut și care l-a îndrumat să accepte oferta asta pentru că sunt foarte mulți bani și probabil discuția a fost ceva de genul, bă, stai 3 ani aici, ia bani frumoși, ești imaginea mondialului la Qatar, ești imaginea Jocurilor Olimpice din 2024 din Paris, ați văzut că a zis și președintele că a discutat cu el și a recomandat să rămână în Franța. Și la 26 de ani te duci și bă, dacă e să joci la Real Madrid, joci la Real Madrid. Probabil că așa a fost discuția. Și da, eu n-am o problemă. Dacă ar reveni, eu n-aș avea nicio problemă. Ha, mă, că ce n-ai, mă. Se uită Cristian. Dar când la urmă, urmei n-a făcut. Nu e ca și cum a dat foc steagului Real sau... Nu, a acceptat o ofertă mai mare. Atât nimic. M25 s-a blocat în trafic. Ia, auzi. Am luat Cantona moment și părerea de el. Tu o să-l joci cu un engine liniștit, pentru că tu ești în Anglia și la tine e jijă. La noi e puțin mai greu. Bayern vrea să... Nu vrea să-l lase, dar o să-l lase. Vorbeai de rutele zilele trecute, cât ai dat pe el, se mai găsește... Adrian, se găsește... Măi, eu l-am de vreo 2 ani. Caută pe IMAG. Este un clip, am făcut un clip când l-am luat. Un clip de prezentare, un open, ceva, nici nu știu. Este un clip pe canal cu routerul ăsta. Da, e un, mă rog, nu neapărat routerul Netgear. Eu am Netgear-ul, eu am varianta mai low, XR-ul, pentru că nu m-a interesat Wi-Fi-ul, dar este varianta care a câștigat cel mai bun router din lume prin 2020. Da, 2020, cred. XR, eu am XR300, este XR500, ar mai fi XR 700 și cel mai scump 1100. Băi, nu știu, am presia undeva între 10 și 12 milioane, era XR300, era vreo 15-17 până, 15-17 era XR500 pe atunci, acum au mai scăzut prețurile, pe afară sunt undeva la 150 de euro, dacă nu mă înșel, și atunci XR700 era vreo 22 de milioane, cam așa, dar acum ceva mai jos. Nu recomand dacă ești în România. Nu recomand dacă ești în România. Sună stran, chiar nu recomand. Recomand dacă ești afară. Ce oameni, el matador rumeno. Ma che minghia fai? Vorbim așa pe limba noastră, nu? O să se... Nu. Voi de Calafat ați auzit, sunt curios cine a auzit, cine e fan Real Madrid. Vreau să văd dacă cineva a auzit de Calafat, dacă știe cine e Calafat. Mă, că minghe fa... A, Dinamo, stai că și el tot pe limba noastră. Dinamo. Compa. De fapt, nu mai zic acum zic compa. Înaca. Timișoara, ce faci, Iulian? Sănătos, bine? N-am mai vorbit cu Iulian, mamă. Cine îmi spune dacă Carlos Alberto e win sau lose? Eu zic că Capita e win. Moment, eu zic că e win. E undeva la 700.000. Calafat. Calafat din hotel, exact, Adrian. Bun, vă spun eu. Bravo, bă, nu cred. Uite-l, bă. Mamă. Fii atent, nu mă așteptam. Ok, pentru că nu e foarte cunoscut. Exact. Bravo, El Matador, bravo, Mihai, bravo. Într-adevăr, Juni Calafat e chief scouterul Real Madridului. El cel care urmărește și recomandă transferurile, mai ales pe filiarea Braziliei. Are relații foarte bune acolo. Și a adus foarte mulți jucători, printre cei mai cunoscuți ar fi... A recomandat, de fapt nu i-a adus el, că el ca chief scouter recomandă. Pune la dispoziția clubului anumite filmulețe, anumite... își dă cu părere. Au o filiară foarte dezvoltată în Brazilia, atenție, foarte dezvoltată. Printre cele mai cunoscute numere vorbim evident de Vinicius, Rodrigo, dar vorbim și de Casemiro. Casemiro tot prin filiara lui, deci e de mult chief scouter. Și acum sunt două nume mari. De fapt, nu sunt mari. E posibil să devină mari, pe care Real Madrid le urmărește și vrea să le semneze. Da, sunt curios. Sunt foarte curios.
El a lucrat, el l-a semnat pe Vini, da, 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 au și poză. El l-a semnat pe Vini, așa-i. Nu, de fapt, el l-a semnat. El l-a recomandat clubului pe Vini, l-a recomandat pe Rodrigo, l-a recomandat mult timp în urmă pe Casemiro. Da. Exact, exact. Da, uite, nu mă așteptam, bravo, uite, mă, dar îmi place, uite, mă, ce, știu golane. Știu golane, frate, am zis că vă pun în dificultate, dar de unde? Da, Junica la fat, Junica la fat, ești chief scouter. Și pe Valverde tot, eu nu știam că pe Valverde. Eu citisem și de Camavinga, dar eu știu că nu e adevărat faza cu Camavinga. Eu știu că Camavinga a venit pe mâna lui Zidane. Zidane a fost cel care l-a recomandat și da, de asta au boostat pe Camavinga. Faci picul cu aică, nu? Da, o să-l fac, Sebi. Salutare la toată lumea în primul rând. Salut Tibi, salut Adam, salut Robert. O să fac, dar ideea care e? Hai să ne grijă cu momentul publicitar. Îl facem vineri sau sâmbătă, de ce? Avem foarte multe pecuri importante de deschis. 82, 83, 84, 85. Și o să prindem foarte multe de bluri și lovim icon ca altceva ce rahat să facem. Asta e. Și o să lovim atunci. De ce zic vineri sau sâmbătă? În funcție de câte conturi avem vineri. Dacă avem foarte multe conturi vineri, mai fac un live sâmbătă. Bine, fac și duminică și luni. Dar o să mai fac un live separat sâmbătă doar pe conturile mele. Sunt pecuri importante, sunt pecuri multe. Am o grămadă și de 125.000 și atunci, da, probabil ar trebui să dau discard la walkout-uri peste walkout-uri, așa că, da, decât să dăm discard, măcar facem un icon, probabil că o să prindem o mizerie, da. Plus că deschidem încă un icon 81, 91 plus atacă și midfield, pentru că a votat deja, Ceatul, vreau să iau Van der Sar, Ceatul a zis să iau pe acolo și cred că o să luăm pe acolo. Bun. Hai să facem niște pack-uri până la ora 8, când avem garantatul. Vă aștept cu SharePlay deja, dacă vreți să dați pe Basic 80, aveți PSN ID-ul. Două, trei cuvinte legate de Ineba. Nu că nu aș ști despre ce e vorba. Un site dedicat digital gaming-ului, o mulțime de jocuri în format digital. Good Vibe colecție. Și aici avem Fall Guys. Fall Guys, Planet Zoo și da, jocurile de serie astea mai mici, arcade, jocuri mari, puncte de joc, carduri cadou and so on și evident că avem și o reducere de 3% cu codul Moșu Basic. Din nou, atenție celor de pe Xbox, pentru că pe Xbox, pe lângă IP, trebuie să aveți pe lângă contul să fie pe țară, trebuie să aveți și IP-ul. E puțin mai complicat. Dar, da, ori aveți prieteni afară, ori știți să folosiți VNP-ul. Bun, 3% reducere, Eneba, Digital Gaming, o grămadă, o grămadă de jocuri. Hai să dăm bătaie, să trecem la ale noastre, zic, până una alta. S-a închis și controlul aici, ce naiba. Am și PlayStation deschisă, la mama, ce cald, deja s-a transpirat, să-mi bat picioare. Ce cald de frățioare. N-am avut timp să mă duc la sală, mâine reușesc, sper. Azi n-am avut când să mă duc. De aici pot să închid, stați o secundă. Da, închidem prima. Hai. E vorba de jucătorii de 19 ani de la Butofag. Da, 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 exact. Sunt doi jucători. E vorba de Puștiu, ăla de 18 ani. Bine că el semnează și la echipa a doua. Îl dau un împrumut pe, dau un împrumut pe undeva, cam așa fac. Dar mai e vorba de un Puști. Stai că-mi scapă, frate. N-aș vrea să zic Eric cu capa. Cred că Eric cu capa. Puștiu are 15 ani. Deci pana mea. De la un fan a Barcelonei a dat lovitura. Nu știu dacă a dat lovitura. Nu știu dacă a dat lovitura. În sensul că Realul urmărește pe Tchouaméni de un an de zile. Cum Realul urmărește, atenție, pe Bellingham. Tot de vreun an de zile și urmărește pe lista lor în 2023. PSG-ul urmărește bani. N-au un proiect. Însă au semnat pe cineva care poate să schimbe puțin fața PSG-ului. Da, dar s-a însemnat să renunțe la tot ce înseamnă vedete și o să renunțe. Pentru că directorul sportiv sau, mă rog, nici nu știu ce rol o să aibă, manager general, președinte, nu, ceva de genul, manager general, e în spatele, a fost în spatele lui Monaco și, dacă nu mă înșel, și al lui Lille și au avut de rezultate foarte bune, de se pricepe la treaba asta. Deci asta e un plus, un mare plus pentru PSG. O să schimbe, poate să schimbe fața PSG-ului, cu siguranță.
sau strategia PSG-ului. Însă, în momentul de față, acum, în momentul de față, PSG nu are nicio strategie. PSG cumpără și atât. Și cum cumpără? Ce e mai scump? Bun. Acum, că vine chestia asta, că proiectul de întinerire, cum face PSG-ul? Știți cum e? Ca la examen. Se uită în stânga, în dreapta. Ia să vedem ăștia ce vor să semneze. Nu doar Real Madrid, atenție. Cluburile mari, care au proiecte sănătoase. Barcelona, Real, Liverpool, ce vor să semneze? Tchouaméni, gata. Ce vor să semneze? Incucu, asta e că a fost al nostru, gata. Ce vor să semneze? Bellingham, gata, merge. Adică n-au o strategie. Se uită în curtea vecinului, nu se uită la ei în curte să vadă, bă, dar stai puțin, noi cam ce strategie ar trebui să... Ce avem nevoie? Unde avem nevoie? Care-i planul? Care-i jucătorii? Hai să vedem ce facem. Hai să vorbim cu conducerea, hai să ne facem un plan, să vedem cum întinerim, să vedem ce zice antrenorul, să vedem, avem discuții, cum se face la orice club sănătos, nu? Nu, ne uităm puțin în stânga, ăștia ce aci oamenii, gata, hai, ofert. Păi cât au dat? 80, ce? 120. Avem bani, ne pișăm pe ei. Înțelegi? Se uită în dreapta, ăia ce vor? A, vor pe Incuc, gata, Incuc, ba, țac, pac. A, Bellingham, a, Bellingham, gata, ăsta, cam așa. În momentul de față, atenție, dar eu sunt convins că o să se schimbe. Eu zic că o să schimb. Am auzit că Benzema vrea să-l convine pe Incucu să vină la Real. Nu am auzit treaba asta. Incucu a crescut în Academia celor de la PSG. Și e fan PSG și declara treaba asta și nu o să închidă niciodată ușa celor de la PSG. Așa că dacă vine o ofertă din partea PSG-ului și din partea Realului, probabil o să o accepte pe cea a PSG-ului. Și oamenii nu e fan PSG. Și nu e născut în Academia celor PSG. Incucu, da. Aceea situație și cu Kimpembe, aceea situație și cu Diaby. Atenție, Diaby, tot jucător crescut în Academia celor de la PSG. Bun. Acum, de ce au avut jucătorii ăștia și le-a dat drumul? Bad management. Easy. Bad management. Pentru că ei au mers pe linia asta, semnăm cele mai mari vedete din lume. Incucu nu o să vină la Real Madrid, la PSG în momentul de față cu toate vedetele alea acolo. Nu o să vină. Dar dacă se creează un plan așa și se creează o întinerire și probabil că da, probabil că e, o să vină mai degrabă să meargă la PSG. E diferită povestea Camavinga și oamenii în Cucu. Sunt trei povești total diferite. Camavinga și-a dorit foarte mult Real Madrid și oamenii și-a dorit foarte mult Real Madrid din Cucu. Nu-și dorește neapărat Real Madrid. Din cauza celor pierzi avionul. Aoleu! Păi și acum ce faci? Acolo patronul de GB Cali. Unde? Pe 21 în finală nu e soartă? La ce te referi? Soartă a avut Real Madrid în finală? Bă, a avut și noroc în finală. Sigur că da. A avut noroc pe tot parcursul. Dar și a dorit foarte mult și a luptat. Mbappé își dorește să ajungă la Real Madrid. Da. Kingsley Coman a fost Academia PSG. A, și Coman? Poate asta nu știam. Tchouaméni a fost crescut... Da, Tchouaméni nu e PSG-ului. Exact, exact. N-are nicio legătură. Tchouaméni nu are nicio legătură cu PSG-ul. Incucu, da. Incucu e... Da, e parizian. E crescut la Academie. E de-a lor. Deci e diferit. La Incucu e diferit. Mamă, nu știu dacă chiar au echipă. Au jucători foarte buni, dar echipă încă nu au. Încă nu au. Sunt curios dacă o să vină Zidane, ce o să fac. Eu zic că o să vină Zidane. Vorbeam cu cineva din chat. Dar nu poți să vorbești cu mine, că eu n-am o problemă. Robert, eu n-am o problemă dacă... Eu nu sunt genul ăla de persoană. Dacă cineva vine și zice... Hai mă, ați avut noroc cu Champions. Zic, ok. E părerea ta și chiar am avut noroc, să fiu sincer. Însă am și luptat și am dorit. Adică nu, aici doar discutăm, avem... Păi, ești liber să zici orice. Doar la Weekend League să nu mă cerți când joc. În rest, aici putem să vorbim ce vreți voi. Nu mă primești? Ba da, Luca, cu mare drag. Cum să nu? Primești pe toată lumea. Cum să nu? Mi-ai dat deja share play? Vrei să deschid acum? 5 milioane? Nu știu dacă sunt suficiente pentru ce vreau să fac. Vedem cum... Am văzut declarația înainte. Știți până când trebuia să avem toate iconurile de top? Până în perioada Team of the Season. Se termină timpul de sine și nu ne avem nimic. Bun. Hai să vedem ce facem cu ăsta. Unde putem să-l băgăm. Deci, o secundă. Ăsta îl facem acum, ca să nu uit. Vreau să fac câteva de astea cu tot ce am untradeable. Și o să pregătesc. Joi nu o să fac live.
Joi nu o să deschid pecuri, pentru că vreau să pregătesc foarte multe picuri de astea pentru vineri. Deci pentru vineri o să le pregătesc. Și sunt foarte aproape să iau asta. M-am tras ca nebunul. Am jucat, cred că vreo, între Weekend League și calificări și Rivals, cred că am jucat în 3 zile 50 de meciuri. Tot timpul rămân în urmă, dar asta e, nu am avut timp să joc. Am tras ca nebunul aici. Trebuie să mai joc cu calificare în joi. Mai am 4 meciuri să fac aici la Milestone. O să le fac eu mâine sau să vedem cum terminăm live-ul ăsta ca să iau, da, ca să luăm astea 3 de 100 de mii și Prime Gold 2. Apropo, să vedeți cum stăm cu pecurile până în momentul de față. Mai puțin, dar stai că trebuie să duc în partea asta lantă. Stai cum fac. O duc așa, stați că vă arăt imediat. Mai puține față de perioada Team of the Year, însă mai importante pecurile, pentru că avem triplu pecurilor de 125.000. Vorbesc doar de contul meu acum. Stai să dau un pic așa tranziția. Da, ok. Deci practic suntem, nu cred că o să fac 100. S-ar putea să facem 100. Deci până în momentul de față avem 91, da? Mai avem de luat așa 2 untradeable și cu 3 încă 5 de 100.000. Încă 5 de 100.000. Deci nu, nu facem 100, dar ne privim de 100, doar Ultimate și Jumbo, da? Și aici sincer m-am oprit, cu siguranță mai mult de 200, o să mai semnez, nu știu, să facem două picurile astea, care este 81, 82, 80, care este 80, 81, dar în fine, foarte multe de astea. Deci astea sunt cele mai multe, pentru că vreau să mă uit puțin, ia dacă închid și mă duc pe alea Team of the Year, eu așa țin minte. Aici, într-adevăr, am avut mai multe pecuri, deja aveam 1000, în schimb, ia uitați câte pecuri am avut aici. De 100 și 125.000. Doar 42 de pecuri. Atât. Doar 42 de pecuri și acum avem practic aproape 100. Aproape 100. Însă aici au fost foarte multe upgrade-urile. Premium, nu cred că o să ajung să fac 300, dar probabil 200 o să facem. Și aici upgrade-urile, din nou, a fost 500 doar astea două din cele 1000. Deci, anyway, e ok. Bun. Welcome, Tchouameni, da, mamă. Aveți pin, Basic 80, zi-mi, Luca, vrei să intru acum să deschidem picul? Merită pe 95 să mai strâng ceva bunuț pentru Prime? Mă, nu e așa mare diferență între Mid și Prime, eu recomand totuși Prime-ul, dar să știi că nu e așa mare diferență, dacă te uiți pe Footbin, chiar nu e. E bărbat alfa Zizu, dar nu pot să țină. Salut în primul rând, DJ Clatule, ce faci, cum ești? Ala Madrid din Adamas. Ai în pin, Alex, da, într-adevăr, Basic 80. Și bravo ce oamenii că s-a ținut tare. 10 salare. Oh, ce? 3800 de lire? Mamă, cine câștigă? Here we go. Aia zic. 20 minute de cât suntem live. Hai, bun, hai că deschidem acolo. Nicolae Popescu. Hai să începem. Oh, s-a închis controllerul, what the fuck. Nu mai am baterii, cred că. Da, să-l punem la încărcat. Hai atunci să începem cu... da, ia să scot eu asta de aici, stați o secundă. Aine moment bite. Aine moment bite. Și ce am făcut aici? Păi și care imagine trebuie să scot? Imaginea asta, cred? Păi și asta ce imagine e? Asta e neba. Mamă, nici nu știu. Nu știu ce am pe aici. Și aici ce râde? Dăm astea. Gata, mă, dăm așa, a? Hai că arată bine, tragi din gură. Hai, am băgat la încărcat și ăsta? Nu. Mamă, dar ce cald e, mă. Hai să începem cu un icon rapid. Bang, bang. Ai, hey, HBO. Bine ai venit. Mulțumesc pentru susținere. Luca și Rareș. Haide. Nu am băgat, Nico. Pot să-l bag acum. Nu am băgat. Trebuie să-l bag, trebuie să deschid ceva. Zic dacă te deschizi ceva, bro. Nu am băgat. Tu l-ai băgat pe meu, apropo? Tu ai încercat să bagi? Ăla de PlayStation. Ai auzit vreodată de echipa Jiu Pătrășani? Nu. Câștigați România? Din păcate nu cred. Salut, Prez, salut. Din păcate nu cred. Mi-aș dori să câștige România, evident. Mi-aș dori foarte mult să câștige România, dar o să fie foarte greu. O să fie foarte... Și chiar să câștige, că o floare nu se face pe primăvară. Sunt schimbări mari care trebuie făcute și nu mă refer naționale neapărat. Da, trebuie o strategie, trebuie altceva.
Bun, trebuie întinerire, trebuie investit în tineret, în sport, trebuie un plan mai așa, un plan puțin mai sănătos, mai elaborat, tot trag semnale de alarmă, Hagi, Gicu Popescu și toți cei care se pricep la fotbal, da, în România, cum face Italia, cum a făcut Ungaria, cum a făcut Polonia și coleg rezultate, da? Mai puțin România, că aia e. Bun. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. De ce să ai emoții? Nu, frate, că sunt convins că dau în Franța sau Brazilia. Deci eu sunt convins că dau în Franța sau... Ai dubii? Ai dubii că nu pică Franța sau Brazilia? Fii atent aici. Fii atent aici, fii atent, ia. Gata, s-au dus emoțiile, am deschis pecul. Nu mai e emoții. Bă, am zis că dau Franța sau Brazilia, pana mea. Aproape Pele. Aproape Pele, băgam și picioarele. Mamă, și acum ce luăm? E Pușcaș, era uim Pușcaș, ești nebun. 3 milioane și ceva. Băi, eu am zis, frate, hei, chat, chat, chat. Am zis, frate, sau Brazilia, acum Dumnezeu cu mila, pana mea. Bă, acum ideea e în felul următor. 3 cu 4 medium low. Și nu știu ce să zic. Beckham pe repoziționare, pe poziție de mijlocaș, e un jucător pe care îl poți folosi. Dai un shadow pe el, bang, 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 și îl poți folosi. Bine, e lus, clar, ca să nu încercăm acum. Ia să vedem Baggio. Baggio, dacă e skiller, e skiller? Da. Bă, nu știu ce să zic. Acum, sincer, toți sunt luz, nu? Încercăm noi să facem haze necaza toți. Acum, alege tu. Ori alegi un jucător care, na, nu știu, ai fost fan Rivaldo sau Beckham sau ceva, ori, nu știu, crezi că intră cineva? Da, a jucat la Barcelona, da. Jucător la Barcelona. Totuși, 4 cu 3. Nu știu ce să zic. Da, alege tu care vrei. Cel mai ția pe SBC. Mă, cel mai ția pe SBC la unii. Dar la unii a dat foa. Aici la ăsta trebuie să dai Hunter și AE. Rămâi cu agility, ăla are balance. Dai Hunter și practic faci 99 cu 95 și dai atac în poziție finisher și ceva pe shot power. Evident, rămâi 5 cu 4, na, low pe stamina, peste pe greșe, nu știu ce să zic. Ia și tu, ca răul cel mai mic. Da, lasă aici și decizi tu atunci. Eu mulțumesc, Luca, da, eu mulțumesc. Bă, îmi pare rău că nu a fost alt Brazilia. Intră un pic pe Footbin, cel mai bine cred că intre pe Footbin și... Dar nu știu, la Rajesh trebuie să deschizi ceva? Probabil că nu. Baggio, nu să regreți. Ia uzi, băieții zic Beckham, Baggio... Da, probabil... Știi care e faza cum joacă el acolo? Cred că Beckham l-ar ajuta la mijloc. Știi? Da. Baggio la... Da, hai, 5 cu 4, nu... Oricum, luz, despre ce vorbim. Ce, Doamne, iartă-mă. Am zis că dau Franța-Brazilia, frate. Dar alții au prins. Alții au prins, lasă că am văzut eu. Eu, acum. Ce, ai când, Nico? Hai, dă, deschidem, cum să nu? Deschidem imediat, tată. Deschidem imediat, tată. Cum să nu? Păi deschide și unica, nu-l fă recinși pe Nico. Am un Dembele, unde să-l bag? Și mulți au zis că închis, da, măsi. Apropo, ce ziceți? Unde pleacă Dembele? Ia să vedem fanii Barcelona ce zic. Că nu cred că o să rămână la Barcelona. Din păcate. Mare păcat, nu? Mă, la câți bani a dat? Mă, da... Băi, nu vreau să fiu răutăcios, dar... Cam fel, mă, au gestionat ăștia de la Barcelona, nu? Cam fel au gestionat ăștia de la Barcelona multe chestii. Greșesc? Chiar greșesc? Ce naiba, mă, frate, cât au dat? 100 și ceva de milioane pe... Nu? N-au dat 100 și ceva de milioane pe ăsta, pe... Uite aici pot să-l bag. Da, mă, da. Au dat 100 și ceva de milioane pe Dembele. La Chelsea, nu cel mai probabil. La Chelsea, da.
A dat 130 de milioane, frate, sunteți nebun pe Dembele și să 120, cât au dat mă pe Dembele? Să-l pierzi așa, practic gratis, mamă ce, ai, doamne. Total aiurea. Mie îmi pare rău, pentru că eu chiar vreau să văd Barcelona puternică, chiar dacă să fac în Real Madrid. Vreau să văd Barcelona puternică, vreau să văd Real puternic, vreau să văd un campionat al Spaniei puternic, să se lupte, să... Da. Păcat, mare păcat. Da, în fine. Probabil că a fost acolo ceva greșel de management, de... Bănuiesc că... Că bănuiesc că au fost, clar, probleme de management. Care ia cu Zidane. Da, și la Real, într-adevăr, a fost și Zidane a fost flop. Ideea care e, Hazard. Ideea care e, hai să zicem că avem o mică scuză, dar nu nici aia. A fost foarte mult accidentat. A fost foarte mult accidentat. Acum el promite că o să revină în forță. Da, nu știu ce să zic. Oh, stai că Germania și Italia players. Hai că m-am dus bine, mă. Ce să zic? M-am dus genial. Alex, da, am ceva la tine? Bă, nu știu dacă nu avea nevoie, pentru că Vinicius nu era în forma care e în momentul de față, 1 la număr, 2 la număr, în afară că nu era în forma în care e în momentul de față, el acum a crescut foarte mult. Al doilea aspect ar fi, stai să mă duc așa, cred că cel mai bine, nu? Da, ca să fot, așa. Al doilea aspect, ia să mă duc eu, stați un pic să fac SBC-ul ăsta și după aia intru. Icon, acum intru. Acum, hai vă rog frumos. Să termin asta. Am vrut să fac și picuri. Acum intru. Termin asta, doar asta fac și după aia intru și deschid Alex, da? Acum intru. Ce vreau să zic? Nu știu, vreau să zic ceva și m-am luat cu... Ce dracu, vreau să zic ceva. Știți cumva ce vreau să zic? Da, vreau să zic ceva. În momentul în care l-au dus pe Hazard, a avut două sezoane incredibile la Chelsea. Era în perioada aia un jucător absolut genial, absolut fantastic. Aveau nevoie să mute... ceva după plecarea lui Cristiano Ronaldo. Aveam nevoie să semneze un nume mare. Iar Hazard era un nume mare, era un jucător important, era într-o formă incredibilă. Din păcate a fost un flop. Un flop, s-a accidentat, nu a jucat. Indiferent, chiar să-și revină să mai joace un sezon, două, greu te crezi că o să joace în perioada în Chelsea. Rămâne un flop. Dar cum spuneam, hai să zicem că ei când l-au semnat era pe val, mă. Ei când l-au semnat era pe val. Din păcate, na. Din păcate nu m-au confirmat. Am luat Teo Hernandez. Mamă, top. Ai luat foarte bine. Bă, dar știi ce? Pe ăștia cred că îi mai ia, mă. Pe ăștia putea să-i dau așa. Ia să mai dau așa ca să trag în jos. Și așa mi se rupe. A, și cu asta, bun. Mai dau aici o dată pe Italia și de acolo punem, trebuie să punem și un german. Am un german, mă, de prin Italia, de prin... Dacă dau așa, ia se vede. O pun pe ăsta, Perisic. Am vreun neamț? Ia. Îl am pe Gosens. Dacă mă duc pe Spania, vreun neamț? Mustafi, ia. Dacă îl pun pe ăsta aici... Pe aproape, nu? Oba, nu. 81, what? De ce? Nu, dar fac altceva. Și așa mi se rupe. Ea de 83 și așa vreau să-i golesc listele. Că să... Am o grămadă, mă. Bună seara, bună seara, bună seara la toată lumea. Nu, mă. Germania, Italia. Hai. Să-l pun pe ăsta, ia. Și-mi dă, nu? Nice, creier. Hai, zic. Hai zic, tata. Da, mă, da. Megapack. Megapack? Asta, mă, ce SBC fac eu, mă, unde stau aici? A, fac ăsta, mă, mizeria asta. A, oleu, e Megapack doar aici? Fuck. Oi, da. Hai, trebuie să semnăm pe cu ăsta. Megapack, hai. Megapack, mă. Da, am făcut și de, vreau să mai fac inform, dar am făcut deja o grămadă de informi, o să deschid și astea mici. Vreau să să golesc acolo aia de 83 pe câte pe transfer list. Bun, numai bine, trimitem și pe Dembele. La asta se deschide mai când până la ora 20, după aia la ora 20 și deschidem garantatele.
Da? Bun, da să mă fac că mă duc deschid unul de ăsta. Bang. Era cel mai bun, nu că printre cei mai buni, era cea mai bună perioada aia. Hazard era cea mai bună perioada aia, pe poziția aia, evident. Dar din păcate a fost flop. A, asta e. Cât se până, cât se până. Bun. Ia să vedem ce avem noi. Ce avem noi aici? Dar care e contul Alex? Alex, a, aici la Alex, nu la Rareș, da? Aici, nu? Bun, hai, join. Salutare, salut Cristi, salut, salut, am prins Ciro. Bun Ciro, bun. Azi când am venit la cel mai bun dribbling din lume peste Messi. Mă, nu știu dacă peste Messi, dar era bun, frate. A avut două sezoane absolut incredibile și era foarte, foarte, foarte bun, foarte bun. A avut două sezoane, adică a jucat foarte bine la Chelsea, dar ultimele două sezoane au fost absolut top. Și, da. Ea avea nevoie de un nume mare, avea nevoie de cineva care să vină oarecum în locul lui Cristiano Ronaldo. N-a fost să fie, a fost destul de fel. Asta e, poate și revine. Da, putea, corect. Gabriel Jesus nu e rudă cu Jesus Navas. Nu, nu, nu. Nu e rudă, da. Gabriel Jesus apare pe lista de transferuri, inclusiv la Real Madrid. Interesant pentru că vorbim de 50 de milioane. Nu știu chiar, bă, nu știu ce prețuri ultima vreme, nu știu dacă face ce 50 de milioane, dar mă rog. Militao Imperial, e top. Salut, Cristi, salut. Mihai, nu e flop, acuzat poate că ne pot vinde oricând pe sumea aia. Cine? Pe cine zici? Pe Hazard? Nu, a costat 100 de milioane și n-ai cum să-l vinzi pe banii aia niciodată. România, pum, 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 hai că n-ai avut noroc la picuri. Hai că n-ai avut noroc la picuri deloc, ia uite tată, și Joao Felix, și Militao, și Diaz, și Nuno, mamă. Bale și-a făcut treaba, da. Bale, da. Bă, a fost, îmi pare rău că a fost fluierat, nu trebuia să fie fluierat. O, trebuia să fie fluierat. Bel și-a făcut treaba. Da, e și Arsenal, da, e și Arsenal. Sper să nu se bage Real Madrid. 50 de milioane mi se pare cam scump. Hai, Icon, Moments, pam, 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 pam. Te salut, hai Bosnia. Nu, mă, nu hai Bosnia, hai România, nu fiți nebuni. Franța? Am zis Brazilia, bine că am dat Rivaldo. Franța! Hai, hai, Franța, Franța, Franța! Mamă! Bă, da, dăm și noi ceva bun aici. Am dat, ce am dat cel mai bine? Bale, nu, am zis Bale. Best. Wayne Rooney, nici n-are rost să întreb, pentru că clar e cel mai bun de aici. Nu cred că își permite PSG-ul să-l cumpere. Pe cine? Nu? Alex, nu? Iau Rooney, pentru că e cel mai scump și singurul care îl poți juca. Acum nu cred că vrei high rate, vrei bagio. Rooney, clar. Da, Rooney, frate. Nu, dar Rooney, dar n-ai cum, adică e dublu la preț față de ceilalți. Acum, faza cu Rooney care e. Păcat că ne-a dat 4 cu 4. Eu l-am jucat la Weekend League și am avut practic aceleași rezultate cu el în teren față de Cruyff în perioada aia. E foarte bun la finalizare. Asta e un mare plus. La finalizare chiar e foarte bun. În careu, dacă prinzi de picior drept și nu se simte high high ăla, chiar e foarte bun. În schimb, nu e pe stilul meu, nu mi-a plăcut. Adică mi s-a părut așa puțin cam. Și n-are high average, dar mi s-a părut mie puțin așa cam greoi, doar 3 cu 4, însă foarte bun la finalizare. Ăsta e singurul plus pe care l-am văzut. Te vedem că cel mai scump între cei 3. Da, nu e. Na, nu e win. 450.000, 430 chiar. Se pare că e tot mai sale decât anul trecut? E posibil, e posibil. Dar nu chiar așa de înalt. Nico, dar ce trebuie să fac? Trebuie să intru. Oh my god, bagiu din nou. Mamă, ne omoară cu picurile astea. Trebuie să intru pe cont sau ce trebuie să fac, Nico? Nico a plecat. Că nu știu ce trebuie să fac. De să scot între timp asta l-am încărcat, că stă cablul ăsta pe cap. Cât mai avem? 2 minute. Hai, moșule. Dar Rareș. Trebuie să intru și la tine, Rareș? Stai mă, că trebuie să intrăm și la Rareș. Stați puțin. Hai și la Rareș. Ia, ia, ia.
Ninja. Ninja, tu ești... Hai că am intrat. Salut, salut, am intrat. Scuze, nu am știut. Să nu uiți să bagi... Ok, o să-l bag. Dar cum trebuie să intru să bag contul pe... Stai, cum trebuie să fac? Ah, gata, știu cum trebuie să fac. Da, gata. Păi îl bag acum până la ora 8. Deschid aici și îl bag contul tău. Și după aia la ora 8 cât fac băieții pecule, nu mai bine. Merge tonale în locul lui Viera mid? Bă, teoretic, da. Teoretic e mai bun ca, nu? Ca cel puțin pe hârtie. Dar știți cum? Nu știu, dar... Bănuiesc că e bun în game, totuși. Ronaldo îl cumpere pe Burlean. What? Ai jucat God of War? Da. Și o să jucăm toate exclusivele Xbox, PlayStation, inclusiv noul God of War, nou Last of Us, tot ce înseamnă exclusiv o să-l joc. Chiar dacă o să rămânem în doar 50 sau 100 pe live, aia e. You might lose the connection, așa că o să dăm rapid. Ce avem? Ok. Ești pe Wi-Fi, așa e? Da. Dar de ce nu vă... Și jucați? Am o întrebare. Era, joci la Weekend League pe Wi-Fi? Da, păi poate face mai multe dacă ai jucat pe calvă, că s-a mișcat mai bine. E ora 8. Hai cu 200 de like-uri. Hai! Acum intrăm să vedem ce se întâmplă la ora 8, dar să-mi dea Rareș că a picat. Ce trebuie să deschid Rareș? Scuze-mă. Avem icon sau ce? A, ok, bun, perfect, bun. Hai să deschidem atunci. Hai că e făcut după Gian Chiriță, nici nu era născut Gian Chiriță. L-am jucat primul God of War, l-am jucat pe PlayStation 2. Sper să nu mă înșel. Dar nu, PlayStation 2 era. Sau 3... chiar nu mă țin minte. A nebunit lumea. Ia tu rapid. Da, stați un pic să deschidem. Dacă nu ne mai scoate. Dacă ne mai scoate, trecem la... Da. Bun, Rareș, nu e nimic. Lasă, deschide tu, Rareș. Deschide tu, da? Deschide tu. Nu, că pică. Hai, deschide tu. Baftă acolo în continuare. Da, încearcă să stragi un cablu ceva. Cumpărți un cablu de la mare de vreo 20 de metri. Pentru că, na, ne cade, ne scoate, frate. Ne scoate, na, pierdem timpul, dar intrăm de 10 ori. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă la ora 8. Puteți să-mi dați share play, dragilor, între timp, dacă faceți pack-ul. Și ora 8. Obiective. Bang, bang, bang. Ce avem noi la obiective? Silver Star. Gold. Bam, 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 bam. Nimic. Aici trebuie să fac mizeria asta, neapărat. Neapărat. Ok. Seria A plus. Ce asta? Un premium. Ah, ok. Asta e bine. Seria cap. Cam atât. Bun. Next. SBC-uri. SBC-uri. Team of the season. Ăsta. Asta erau. Nu mă uit în chat. Seria. Pentru că vreau să fiu... Oh! Încă unul. Nice. Ok, deci două. Bun. Oh, seria 84. Team of the Season Upgrade. Asta, mă, ce e asta? Astea două, mă. Și aici ai și un token. MLS-ul și... ok. Ah, da, mă, da. Scena. Ah, scena, scuze. cum spuneam... Cum spuneam, deci, au băgat, ok, l-am băgat la favorite, stați, au băgat așa, unde mă, stai să le scop astea, mă, ok, au băgat așa, Rest of the World, upgrade, și avem și un, și un token, și MLS, hai să vedem cât costă. Oh, be careful, 84, no, ce să vă zic, multă carne și cârnați, ia, MLS-ul, ce avem la MLS? No, 84, no, multe carne și cârnați, ce să mai zic, aia, le facem, eu le fac. Nu știu dacă, eu nu recomand să le faceți neapărat, eu de făcut le fac. Dar nu recomand neapărat să le faceți. Bun, în rest ce mai avem? Hai să ne uităm și după aia ne băgăm în el. Bang, 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 bang. P
Pellegrini era... Bă, pe ăsta trebuia să-l fac eu cu ăla de 83. Fuck. Da, în fine, facem și pe ăsta. De Lofeu era... Tonali... Cam atâta, n-au băgat nimica. Icon-ul ăsta... Bun. Icon-ul ceva? Nu, evident că nu. Nu, păi da, de ce să bagi Icon-ul, doamne ferește, da? În august, în august. Bun, asta e. Ar mai fi și ăsta de 84. Ia să văd cât costă, la, cât costă mizeria asta. Unde e? Ăsta, ia. Îl facem și pe ăsta? Pirlo la SBC. E Pirlo la SBC? Să fie sănătos. Seria 84 plus pe Pick. Băi, eu zic să-l facem și pe ăsta, mă. Pirlo Icon? Ia, mă, unde? Ah, da, Pirlo, mă. Ce să zic, Doamne ajută. Of, câte răbdare trebuie la jocul ăsta, mă. Da, au băgat SBC-uri bune. Merită făcute. Challenge. Așa, așa. Bun, gata, hai. Bun, aici am încercat să fac ceva speculă. O să repun la vânzare și alelante. Și ia să vedem ce trebuie să termin la club de aici. Numai bine, consumăm și din jucători ăștia. Pe ăsta l-am folosit, Sentu Club, da. Pe cine am mai folosit de aici? Pe ăsta nu. Numai bine, folosim toate mizerile astea. A, pe ăsta l-am folosit. Nice, nice, îl trimitem la club. Și cam atâta, cred că, nu? Da, hai. Nu, încă nu, Bogdan, încă nu. Fac și 84? Ce egoist e moșul. De ce, mă, de ce? Fac și 84, chat? Ia să văd ce zice chat-ul. Fac și ăsta și deschidem prima dată ăsta și după aia mergem dincolo. Îl fac și pe ăsta, nu? Aia zic. Ăștia-și bat joc din noi. Nu, 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 nu. Deloc, deloc. Nu, nu. Pirlo la SBC, dar nu... Ce ai, mă? L-am cerut SBC-uri, ne-a dat SBC-uri. Acum mai ai și pretenții. Zi mersi că ne-a dat SBC-uri. Bă, frățioare. Pe bune, Electronic Arts. Vă cam bateți cucu, zău. Acum... Vă cam bateți cucu, tată. Scoateți, Doamne, iartă-mă, SBC-urile alea odată, mă. Ce dracu, Doamne, că se termină jocul. Măcar nu mai promiteți că faceți, că dregeți, că scoateți, că nebuniți, că... Faceți pe dracu, Doamne, iartă-mă. Nu faceți nimica, tată. Nu faceți nimica! Dați din gură și atât. Nimic nu faceți. În fine. Noi să fim sănătoși. Avem 2 de 82? Nu. Avem de aici din Team of the Week. O să băgăm imediat. Teo Team of the Season 84 plus. E win? Ah, nu, clar. Discard. E lose, clar. Ei, rahat. Cum să fie win? No, e clar, lose. What the fuck? Win, auzi? Lose, tată, lose. Win. N-am auzit. Dacă dau ăsta aici, ăsta aici. Bun, și hai să băgăm un info. Ai păsat ceva pentru pack-uri pentru Ultimate Team? Oho! Și ce pack-uri? Și ce pack-uri? Adică pack-uri, nu ne jucăm. O, tănase! Tănase! Cedric! Ia să băgăm noi pe Cedric aici. Uite așa, și ne mai trebuie, ia să bag un 83, unde? Aici, dacă îl bag, nu merge. Nu, trebuie un 84 ceva. Bagă tănoasă la SBC. Nu mă, îl păstrez. Oricum vrea să-l cumpăr. Cred că trebuie să bag un 84. Ce 84? Mizerie. Uite, ca lui Salvetru, ăsta-l bag eu. 83, punk. Și acum un 82... Aici merge. Mai merge vreun 82. Hai să zicem aici un 82. Merge și aici. Nice. Și mai merge vreun 82? Nu. Atât. Alright, atât. Oh, 2 Team of the Week. Fuck this shit. Ce au, mă, ăștia? Au nebunit? De ce 2 Team of the Week? Bă, Electronic Arts. Ha, mă, zău. Oh, nu. Păi stai, mă, că nu e bine. De ce doi Team of the Week? Dar Doamne ferește așa ceva. Îl bag pe ăsta, mă?
a clubat post. Nu, ce să zic. Sa. Ăsta e tati. Ăsta e tati. Ăsta e tăticule. Ok. Shamu. Atât. Gata, i-am dat. Mizerie de joc. Nu, nu, nu. Ei, nu e. I-am dat, aia e. Da, mă, cum spuneam, nu știu dacă merită făcute. Vă spun sincer. Dar eu o să le fac pentru că eu sunt content creator și bă, fac tot ce înseamnă SBC-uri, așa că pana mea. Asta și motivul pentru care ne-am făcut vreo 20 de ani când până acum și ne-am luat o mare moia. Dar ne mai și distrăm la jocul ăsta, nu? Ne mai ieși și pișăm pe resurse, că așa e frumos. Suntem 350 pe live, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, dar nu avem nici măcar 200 de butonașe. Hai să facem 200 de butonașe înainte să deschid pack-ul ăsta. 200, suntem 360 pe live, facem 200 de butonașe, le fumăm, le fumăm, le fumăm. Le fumăm. Aia zic. Seria 84 plus înainte de garantate și da, din nou. Nu știu dacă merită neapărat SBC-urile astea, de-aia eu o să le fac pentru că de ce nu? Content creator, nu? Vorba aia. Și orice timp o vestiți e binevenit. I-am dat drum. I-am dat drum. I-am dat drumul. Bun. Bă, la mine a fost win. La mine a fost win. Și aproape a fost de 3 de 84. Mamă! Mamă, ce aproape am fost de 3 de 84. Ok. Am început bine totuși. Am început bine totuși. Ok, hai să modificăm acolo. 27, 276. Bă, noroc că l-am prins pe ăsta, mă. Dacă prindeam 3 de... Bine că, na, n-am ce să fac cu el. Eu nu arată rău cu un shadow. Nu arată rău deloc cu un shadow. Ia-o, tare și finesse, dive into tackles. Ia vezi. Da, din pe cu ăsta eu zic că a dat bine. Bun, și acum. Să nu uit de ăsta, o să-l fac eu după. A, stai să mergem să mai trimitem de jucători ăștia pe care i-am folosit. Îmi spuneți vă rog dacă aveți share play ca să intru, să nu vă țin. Să intru la voi și fac eu la mine după aia, ușor, ușor. A, ce 84 am băgat? Uite, nu puteam să bag pe Tadic, mă. Că l-aveam aici. No, bine, mă. Ăsta trimitem la club. Bun, ce-am mai băgat pe aici? Pe ăsta l-am băgat, da. Pe ăsta l-am băgat, da. Nice. Pui, bine, mă, că folosim ăștia. Pe ăsta l-am băgat, da. Pe Aspilicheta l-am băgat, nu, evident, idiotule. Pe Morata l-am băgat, aia zic. Ce-am mai băgat pe aici? Cramarici pe ăsta l-am băgat. Pe Zăpadă l-am băgat, l-am băgat pe Zăpadă. Păi nu l-am băgat noi. L-am băgat... Și pe Morata l-am băgat, nu? A, nu l-am băgat pe Morata? Ce l-am pus că l-am băgat pe Morata? Ți-am dat eu share play. Bun, hai să mergem. Hai să mergem să deschidem atunci și după aia facem. Hai ca să nu vă țin. Mergem rapid, da? Bun, share play, PlayStation 5, după aia revine la mine, facem SBC-urile. Pa, 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 pa. Pot să le fac și la urmă, că nu-i probleme de război. Bang, bă, tranziția e făcută, e făcută. Să scrieți în chat că nu fac tranziția, că eu sunt idiot și pana mea. Hai, luăm așa, luăm așa, nu? Aici nu mai intru. Luca, Rales, Alex, aveți și voi sau nu aveți? Asta iau așa, pentru că aici am intrat deja și nu știu exact dacă mai avem sau nu. Deci o să intru aici, a? Și vedem exact ce și cum. Nu? Zic și eu. Ok. Stați o secundă. Bang, bang. Ok. Perfect, 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 perfect. Butra din... Jur că nu găsesc SBC. What? Butra din Moments Player Pick. Părere. Bă, mie îmi place Butra. E absolut killer la finalizare. Dar sigur că e limitat. Mie îmi place. E pe gustul meu. Însă e limitat. E limitat. E limitat în sensul că are doar 3 stele la skill și nu e wow pe physical. Dar la finalizare e absolut incredibil. Și să știi că nici se simte work rate-ul ăla. Ok. Hai să vedem cum stăm și la echipă. Na, mă. Joacă pasta. Joacă-o pe asta, frate. Joacă-o pe asta. Are dive into tackles? Nu, dar are power header. Ole... Balon d'Or. Corect.
Ala Madrid de Nadamas, se știe, se știe. Bă, ce bine că l-ai făcut pe ăsta, mă. Cea mai mare greșeală anul ăsta, cea mai mare prostie anul ăsta, e că nu a făcut SBC-ul ăsta, mă. Da, asta e. Fapt e consumat de acum, ce să mai și zic. Aia e situație. Da. Foarte mișto echipa. Ai prins Cancelo, team of the season, ce? E bun Vlahovic, dar na, Cruyff și Beneder, a, player of the month și Cruyff mid. Mai putea să-l încerci. Păi și ce trebuie să deschide aici? A, row ăsta, nu? Row. Row, row, one, row, row, row. Cum era melodia? Row, row, down the row, row, row. Row, 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 row. Mamă, ce voce deosebită. Ce voce deosebită. Hai, România. România. Oh, fuck, ce? Ah, avem și picul. Ah, vă place cum cântă moșul? Zeu, zeu. Mă duc la vocea României sau? Bun! Bă, bine, mă. Mamă, cum ar fi să dea la fiecare câte un team of the season? Nice! Ia vezi. Gerara here, man. Aia zic. Ne-am dus. Da, a cântat moșul, au ieșit 200 de pe live. Suntem aproape 400, dar avem și noi 300 de butonașe, nu, 350. A, mă, să facem și noi 250 de butonașe. Salut, Sebastian, salut. Aia zic. Hai, România, România. Hai. Haide, mă. Haide că băgăm acolo la echipă, fan concert. Acum ne facem până la final, cel puțin eu îmi fac echipa României. Mie, mă. Bă, dar de ce ne dai și nouă România? Că... Bine, o, bă, ăsta e win din rău. E win din rău. Good win chiar. E un win bun chiar. 277, da, îl trecem imediat. Dar nu, ăsta nu-l trecem. Nu trecem din garanta. Trecem din pack, într-adevăr, 277. Bă, ăsta e win din pack-ul ăsta. Ăsta e win din pack-ul ăsta. Păcat că e 3-3. E high rated, de obicei stâng. Arată bine, mă, dacă îi dădeau un 4-4. Mă, îi dădeau și noua side foot shot. În care agility 99, 96 balance, reacții, are straight aggression, stamina, are și defending, are și defending, are viteza aproape. Deci dacă îi dădeau 4-4-ul ăsta și în outside, man, glumiți? Ce zici, băbiți? Atât avea nevoie, 4-4 și outside foot shot. Ce ai, bă? Dădeai un dead dai pe el, ura și la gar. Nu? 2-7-8. Nu, pe ăsta nu semnăm, nu semnăm. Sunt dependent de 5 skill. E, scuze-ne pe noi, George. Dar e win, în pack-ul ăsta e win. Practic, bă, dar știți cum, vreo 50 de mii. Practic s-a dat high rated și e win. Te salut cu respect. Lineker Moments sau Butra Prime? Oh, clar Lineker Moments. Nu, mă, ce să faci cu Lineker ăla, ești nebun. Voce de înger. Yes. I'm an angel disguise. Da, bă, da. Dar să semnăm aici, cum mă ceartă lumea. Băi, iar nu semnez, iară, pana mea. Gata, gata. Salut, Daniel. Mi-a dat Oscar. Bă, Oscar e bun. Eu aș vrea România, atâta vreau. România. Păi tu, fan Real Madrid, de doar dat faptul că a dat două goluri cu City și la care trebuia să-l faci în respect. Trebuia să-l facă prost, mă, dar are dreptate, Sebastian. Salut, Sebică, ce faci? Cum ești, Sebi? Dar nu știu, știi care era faza... Băi, efectiv, nu știu dacă o să mă credeți, am uitat, mă. Dar nu știu dacă am uitat sau nu eram așa pornit, pentru că nici nu mai știu cum a fost faza, mă. L-am prins pe Messi Team of the Season atunci și aveam Garincia și aveam în gând să leau pe Garincia Moments. Am Garincia Prime, aveam Messi Team of the Season. Sau înainte de Messi, nici nu știu, în fine, vreau să iau Garincia Moments, am Garincia Prime, vreau să iau Moments. Și mie îmi place foarte mult Zaha acolo. Și nu știu de ce nu l-am făcut, acum regret, dar asta e, fapt e consumat, de acum ce pot să fac? Da, în fine, trebuia să-l fac, păcat. Salut, salut, am greșit. Mulțumesc frumos, Evica, apreciez. Ia zi, dăm ceva bun sau dăm ceva bun? Vrei România sau vrei România? Băi, da, eu serios, pe mine nu m-a deranja, vorbesc serios, nu m-a deranja. Oricum eu vreau să fac echipa, oricum îl cumpăr. Vreau să-l cumpăr fresh. Dacă nu-mi pică, îl cumpăr. Mergi și-l cumpăr.
Și o să-l cumpăr și pe Hagi, până la final oricum vreau să fac echipa României, așa că dacă mi-ar pica ar fi un șut înainte, cum un pas înainte. Bun. Avem și MLS-ul, nu? MLS-ul și ăsta. Poftim? Și, da, și ăla, da? Prima dată dăm în asta, pentru că dacă avem aici așa, să nu dăm discard. Prima dată dăm în row MLS și după aia la final asta. Hai, dăm rapid în ele. Row. Row. Rest of the world. România. Hai, steagul României. Hai, mă, o dată, vreau România o dată. Germania. Ce să mai și zic? Bă, da. Eluz, evident. El totuși arată bine. El pe hârtie așa arată bine. N-ai ce să faci, îți dai seama, n-ai ce să faci. Uite cum arată ăsta, prinde poziționare. Zici și tu. Ești tu acolo la mijloc. Ia uite. 5 la skill, 4 la weak, 4 cu 5. Bang, 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 perfect pe viteză. Ia uite ce defend, are dribbling, are tot ce vrei tu. Ia dă-i lui ăsta un dead eye și pune-l la mijloc. Să vezi cum rupe, nu? Zic și eu. O să ai full shot. Bă, pe hârtie chiar arată bine cardul ăsta. What the fuck? Ce? Și cum, ăsta e de 88 cardul ăsta și are 99-91, 99-91, 91-96, 99-99-90, 96-90, 96-B. Ok, dar cum calculează ăștia 88? Interesant. Da, Nico, cum să nu? Intru. Intru și la tine, Fabi. Bun, hai să dăm un MLS. Ăsta e primul MLS pe care îl deschidem. Intru, tată, intru la toată lumea. Păi, nu intru eu. Team of the season. Sii. America? Japonia? Bun. Zimmerman. Bună seara, pe respect, salut. Chuck Norris. Bang, bang, bang. Lupul singuratic. Ia-l-te și pe ăsta cu Shadow. Top de top. Da, mă, acum, sincer, de ce naiba le facem? Că doar nu sunt carduri, sunt puține cardurile win, nu? Să ne distrăm. Vezi că trebuie să ieși și la mine. Să intru și la tine, Luca, nu? Ok, care? Ăsta e. 10, hai, 10. Dă de un 10 aici. Hai, dă de un 10. Mamă, hai că de 10 dacă e. Nu să ieși. Nu să ies? Bun, lasă aici și mergem mai departe. Ok, bă, eu mersi. Acum, sincer, nici nu ne-am uitat, trebuie să ne uităm puțin pe footbin, mă, să vedem exact care ar fi win-ul, de fapt, din toate mizerile astea, că noi le facem. Hai să mergem prima dată puțin aici, pentru că pleacă Nicola Fotbal. Il calciatore vero, buonasera! Hello! Ați văzut un calmaro? Am intrat rapid la tine ca să te las la fotbal, să te duci acolo, să te distrezi, să dai cu șutul minge. Să dai un gol să mi-l dedici, să dai tricoul jos, să zici, pentru moșul. Știi că plec la fotbal. Păi știu că pleci la fotbal, tocmai de asta am intrat. Mi-a picat Vlahovic. Bă, e bun Vlahovic. Adică ăla chiar e win. Mai am și un pachet. Ce pachet ai, Alex? Aoleu, dar ce facem noi aici? A dat copii la echipa Azil 20. Aia zic. Bă, dar ăsta... Sunt curios, pentru că l-am prins și eu și îl încerc și mi se pare o mizerie. Bine, eu am dat de dai ca să-i dau, dar nu știu de ce am dat de dai, eu joc, da, în fine. Dar mi se pare, da, ce să mai... Mamă, ce blasfemie, asta e blasfemie, jur. Blasfemie, nu joci pe Rodrigo și joci și... Nu, asta e blasfemie. Nu, că îi dau discardul ăsta, nu ai cum, dar nici nu pot să mă uit la așa ceva. Deci n-am cum, dar nu am. A, dar nu poți să-l mai joci pe Tonali, nu? A, da, mă. Da, nu-l mai joci în 10. Ia uite, mă, fii atent, nu joci. Doamne, ferește. E rege Berardi. Da, la Bob Berardi top. E numărul 1. Bea. Bem. Ia, mă, ce? SharePlay connection is lost. Nu zic că ești pe Wi-Fi. Nu zic că ești pe Wi-Fi, nu cred, n-ai cum. Mai dăm o dată. Mai prinde o dată că m-a scos, că zice că conexiunea papam. Și la mine, da, Iulian, dacă vrei, ești tu la fotbal? Că dacă vrei, intrăm acum.
Dacă nu aș vrea să termin cu share play-urile pe PlayStation, să ne luăm de grijă și după aia trecem mai departe. Cum vreți voi? Pune parul pe Vlahovic. Pune parul Bogdan pe el. Pune parul pe el. Chem. Da, pe Leau, pe Leau, uite, pe Leau. Pe Leau, da, uite acum, Leau. Scrinia. Bă, totuși 3 din 3. 3 din 3 totuși, tași că e bine, nu, lasă că e bine, 3 din 3. Am deschis 3 de astea și ne-a dat 3 team of the season. Nice, nice, nice. Și atât, nu? Ai și Rău. Stai mă, că Rău deschide, aici România. Hai, repede. Românica. Dar și eu vreau România, chiar îmi doresc, nu, vorbesc serios. Că l-am făcut așa, dar România, hai România, Germania. Bă, dar ăsta arată bine, mă, te-ai văzut că l-am dat mai înainte, mă, arată bine el așa. 4 cu 5, alea. A, uite, Iulian e deja la fotbal. Aia zic. Și eu îl cumpăr pe... Cum să nu-l cumpăr? Îl cumpăr și-l bag în echipa României, vreau să-l cumpăr să fie fresh. Să fie proaspăt. Bun. Hai, Nico, spor la treabă acolo, vezi să nu te lovești la fotbal, da? Hai, o seară faină. Salut, Ragnar, salut! Salut, legendo! Bun, unde neapă trebuie să mai intru? Poți să știu unde trebuie să intru? Petru, astea mai avem, astea nu? Astea, hai. A, nu, aici, la Luca trebuie să intru. Hai, Luca. Avem, îl am pe Maxim, îl am pe Maxim, luăm și pe Tănăsică, luăm pe Hagi, îl avem și pe Hagi Junior. Să vezi ce echipă de România ne facem, mamă, la final. Să vedeți ce echipă de România ne facem și ne distrăm la Weekend League. Bine, că facem 4 win-uri, dar astea... Păi da, o să vedeți că o să joc măcar pentru 9 win-uri. Stai să vedeți dacă nu facem noi 9 win-uri cu echipa României. O să fie nașpa cu apărarea. O să fie nașpa cu apărarea. Hello, hello, Mr. Eddie. Welcome to our live stream. Smash the like button. Lovește puternic în butonașul ăla de, știi, like, share, subscribe, alea. Și... Team of the season, back to... Bă, Tonali! Bă, fătu, ești nebun, ce meta sunt astea? Bă, deci am deschis 3 sau 4 și ne-a dat team of the season. Da, hai că e bine. Am compensat din partea cealaltă. Bă, dar ăsta e cel mai bun care l-am dat la seria. Ești scumpuț, tată. 300.000. Mamă! Îmi deschis și mie? Cum să nu deschid la toată lumea care dă share play? Nu trebuie să închizi consola. Avem și un Resident Evil. Nu trebuie să închizi consola. Trebuie doar să ieși din joc. Bun. Rău. Hai. Eu mă încăpățânez să prind România. Parcă vezi că nu ne dă. Măcar pe contul meu să dea. Haide. Romă. Nu. Ok. Bă, ia vezi. Ia vezi că ăsta e win. Am presupus că ăsta e cel mai mare win de aici? Nu, e Tavernier. Tavernier e cel mai scump? Da. Bă, ia vezi că ăsta are 5 la week. De picior drept. Deci 90... Îi dai, ce dai? Îi dai un finisher pe el. Ca să dai agility balance. Ok, are o safe shot. Doar că da, are 3... Nu e, că e mai înalt decât Doghine. Și cu siguranță nu are limba de tai. Are 3 la skill. Mama, dacă avea 4... Bă, vezi că ăsta e bunuț, mă. Ia vezi cât costă. Ia să vedem cât costă. A, ba nu, mă, ce... Hai că... Mă gândeam că e vreo 200.000. Hai că e 200.000 dacă e... Mem. Tavernea e cea mai bună, așa e? Da. Da, pana mea. Ok, Luca. Hai că n-am dat rău. Liv, a, trebuie să pun 2-7-8 acolo, nu? Că l-am prins pe Tonali. Nice. Ok, acum mă suntem. La Petru. Mai avem doar 3 aici? A, mă, că merge rapid. Ceapă. Pe bune au scos preview Cebulani. L-au scos, nici n-am văzut, Marius. Dar eu n-am prins niciodată nimic la preview, adică... Na. Ma nu, am prins o mizerie de Team of the Season și o mizerie de el a prins discă și am uitat să se dau redeem. Pentru că aveam niște jucători în trade-ul și nu puteam să iau pecu. Și am zis că bag la SBC și până i-am băgat la SBC a expirat. Ce să zic? Creier. Bine că dacă era ceva, dădeam discard la toți jucătorii ăia, dar nu era. Era de ăsta la 20.000. Era un purlit.
Ia să vedem. Știți ce? Pe mine interesează ce e untradeable. Ok, ok. Ca să știm dacă trimitem carne și cârnați. Ok, 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 ok. Am înțeles, am înțeles. Deci așa, a? Ok, ok, ok. Deci așa suntem, a? Cu de asta umblăm, a? Bine, 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 bine. No, nu mai zic nimic, frate. Ce mai e de zis? Ce mai e de zis? Ți-a dat forță dinamo. L-a omenit. Row! Team of the season. I-am dat bătaie. Bang, bang, bang. Ți-a dat 3 de 84, pe bune? Ok. Oh, back to back ăsta. Nice. Bă, ăsta e mult și super sub, sincer. Vorbesc serios. Bă, n-ar fi rău să-l prind pe ăsta, dar tot așa aș vrea România. Avea România. Ce recordare? What? Dar nu jucăm la weekend league, am terminat. Dar poți să scrii în chat scor sau record sau... Ce avem, mă? Scor sau record? Numele clubului. Stai că mi-ai făcut curios. Ce nume are clubul? A, mă, da. Corect. Icon la Criogen. Ia vezi Criogen. Mamă, după ce l-am omenit data trecută. Icon la... Dar unde e Criogenul? Uite-l aici. Ai Criogen, mai așteaptă-o leacă, tată, că ajungem aici. Sau... Nu, mă, hai să luăm în ordine, mă. Da, ținem în tensiune. Deschidem iconul la 1250 de butonașe. Nu, mă, la 300 de butonașe deschidem iconul. Hai că suntem 340, avem 250 de butonașe. La 300 de butonașe dăm un icon. 300 de butonașe lovim în iconul lui Criogen. Că data trecută i-am dat foarte bine, l-am omenit. Și ce a zis? Să mai fac unul. Leger se fac. Care? Arată bine livadă. Da, dacă avea 4 la skill era și mai bine. Nu știu ce body type are, o să ne uităm după. Acum deschidem pack-urile. Ia vezi, măi, în Cucu și Bellingham. Fac, 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 fac. O, dar l-a cumpărat pe Bellingham. O, ok, am înțeles. În Cucu l-ai prins? Nu l-a cumpărat și pe Incucu. Bă, asta mi l-aș fi dorit, sincer. Asta mi l-aș fi dorit. No, asta dacă îmi pica... Ok, ia să vedem Eder Militao. Măcar ăsta e first honor. Nice, măcar atât. Bă, ce bine arată echipa. Crio, ți-a trecut supărarea? După ultimul icon? Cred că i-a trecut, că am mai făcut unul, mă. Respect pentru contul ăsta. Cam da. Cam da. 70.000? Ce? Ăla de înainte? Hai, 84 plus. Până acum am dat Team of the Season în fiecare. Acum arată contul ăsta, nu se supără dacă nu e Team of the Season. Oh! Nu știu, mu? Ia 86, cred. Și te lăs să-l bagi undeva. Nu? Nu, iau așa, n-are rost să iau 84. Iau așa. Nu, n-are rost. Și te-l bagi tu la un SBC și revenim după, tat. N-are rost, nu ne batem jos de resurse doar pentru că trebuie să deschidem niște pack-uri. Da, dăm așa și revenim după. Ăsta e primul care nu dau Team of the Season, 84, interesant. E primul ăsta, frate. Și după aia, dacă ai înscrit un chat, dacă mai ai de deschis, da, nu ne batem joc, frate, de resurse. Bag acolo la 1.80 și sunt jucători care, este un jucător acolo Team of the Season care are cerințe de 82. Bagă-l acolo. Sau ceva. Join, hai. Nu moșul la victorii și împringem la referam. Dar la ce? La ce am prins? A, ce record are... Bă, n-am înțeles. Cred că am citit greșit. Și ți-a dat ăla, nu? Și din ăsta ți-a dat... Dar bine, ăsta cât e? E totuși 83-84 ăsta. N-a cerit 84, dar totuși doi timo... Mă rog, doi inform sau... 100 de milioane pe Tchouameni, da, cam mult, mă, dar s-au ridicat, mă, că au venit nebuni ăștia de la PSG, frate, și dau niște prețuri ăștia. Cât e valabil garantatul? Încă vreo 4-5 zile. Păi au ridicat. Au ridicat ăștia de la PSG foarte mult preț. Nu vedeți acum ce tată ești? Și pe Jesus vor 50 de milioane. Și oamenii 100 de milioane. Bine, 80 plus, în fine. Au ridicat foarte sus prețurile. Au venit ăștia de la PSG și au dat niște sume de... Nu vezi, toată lumea vrea bani. Toată lumea. Pentru că dacă se poate, ok. Nice.
Dacă se poate, gen, știi? Da. Că ei, de fapt, oferta inițială era de 60 de milioane, dacă nu mă înșel, și când au văzut că ei efectiv nu au ce să facă, au negociat, au cerut, au plătit până la urmă suma pe care a cerut-o, pe care a cerut-o, ok, avem ăsta, îl deschidem și pe ăsta, pe care a cerut-o Monaco, și anume 80 de milioane plus bonusuri. Și oferta lui PSG a fost mai mare, deci atenție, dar cei oamenii au vrut neapărat să joace la Real Madrid. Și mi se pare normal, nu e vorba că, na, știți cum e, subiectiv echipa mea sau ceva, dar mi se pare normal dacă un jucător, uite, cazul lui Leva, dacă Leva joacă, vrea să joace la Barcelona, bă, lăsați-l, frate, de ce îl împiedică? Lăsați, evident că trebuie să plătească niște bani, că nu pe moca sau ceva. Dar dacă el vrea să joace la Barcelona, lăsați-l să joace la Barcelona, adică nu trebuie să fie în primul rând alegerea jucătorului. Pana mea. A, dar trebuie să trec un team of the season, corect? Corect. Că nu l-am trecut, corect? Corect. Nice. Alex. Ui, doamne. Sunt doar 270 de butonașe. A, 280, da, facem 300. Și mergem să-l nenul asta, să-l fericim pe Criogen. Să-i dăm un super icon. Bam, 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 bam. Dybala, mamă, ce bine ți-a dat. LOL. Ți-a dat mega win. Ți-a dat foarte bine. Hai că 300. Adică ce vrei să zici? Că nu facem? Bă, Răzvan, ce naiba? Fii și tu așa mai optimist. Ai încredere. Ai încredere în puterea chat-ului. Ai încredere în puterea comunității. Ești nebun? Eu zic că facem și 500. Stai să vezi. Auzi, auzi ce zice băieți. Zice băieții că nu facem noi și anume 400 de butonași. Nu facem noi 400 de butonașe? Hello? Row, 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 row. Aoleu, avem și 84. Si. Haide. Team of the season, nu contează ce. Să fie team of the season. Hai, nu vreau. Mamă. LOL. Aoleu. Aoleu. În ce să mă fac, Doamne, eu? Că dă așa de prost. Bă, totuși n-a dat prost. Din 7. Dar asta de ce nu e deschis la Ligan? Ale, ții pentru alte mei, nu? Da, e bine și așa. Rău, 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 rău. Dacă dați like, vă dă icon din Gold Pack. Cum sună asta? România? Nu. Păi, l-a dat de 3 ori pe ăsta. Bă, nu e rău. Eu dacă l-aș prinde, l-aș încerca Super Sub. Să-mi bag picioare. La weekend direct, Super Sub. Peng. Nu zici rău, Marius. Aia, vezi? Leu cu leu, like cu like, faci ce ți-ai deschide maică. Ok. Livadă. Livadă. Bun. Next. Merge rapid. Merge rapid, mă. Merge... Suntem rapizi. Suntem rapizi. Live. Ok, Justin și după aia Criogen. Nu, mă, chiar dacă nu facem 300, dacă ajung la Criogen deschid. Dar totuși mai avem nevoie doar de 10 butonașe. Bă, dar ce zgâci sunteți, să moară Bibilan, mă, să moară Bibilan. Bă, care n-ați apăsat butonaș acolo? Vineri, nu, vineri event. Vineri deschidem, rupem pecurile. Weekend League-ul cel mai probabil duminică. Bă, aș vrea să. Vreau să revin. Vreau să revin la normalitate, dar oricum suntem probabil că o să avem live din nou cu pecuri. Dacă o să am foarte multe conturi vineri, o să facem live dublu. Vineri și sâmbătă. Sâmbătă doar pe contul meu. Bună seara! Ia să vedem, dăm ceva bun, dăm ceva bun, dăm ceva bun sau dăm ceva bun. Oh, can't join the share PlayStation. What? Nu, stai, mai intr-o dată. Să înțeleg de ce. A, dar nu ai PS Plus? Așa. Și atunci? Ai, poate e un bug ceva, ia să vedem. Connecting to the host. De unde ești, moșule? Din România. Locuiesc în Piatra Neamț și m-am întors acasă de vreo câțiva ani. Asta vreo 20 de ani am plecat afară. Asta am mult afară decât acasă.
Da, nu-mi dă. Faza care e? Mie mi-arată că nu ai PS Plus. Dăm doar SharePlay atunci. Dăm doar SharePlay. Am intrat bine sau nu intrat? Da, la este, nu? Da. Dăm doar SharePlay și deschizi tu. Ne uităm prin SharePlay. Dăm așa SharePlay. Nu, share screen. Scuze, share screen. Mai încerc o dată așa. Stai că mai încerc o dată așa. Stai, mai încercăm o dată așa, dacă nu doar share screen. Mergem și la Crio. Mergem acum. De ce vă grăbiți, a? Eu, nenea. Daniel, mă trolează, mă. Mă trolează, Ovidiu, Daniel. Da, dăm te rog share screen. E clar că... Da, mie nu mi-apare. Poate ți-a expirat sau poate n-a făcut... mă rog, nu și-a luat automat. Dăm share screen. Și deschide o imagine și dai tu. Salut, Leonard, salut! N-avem unii ani de vață câți ani am de străinătate. Mamă, chiar ca să-mi bag picioare. Foarte mulți ani. Da, nu. Share screen. Doar apeși o dată pe ecran. Share screen. Hai să vedem totuși acum. Așa ai dat acum? Nu, păi trebuia să deschidă un... Nu, trebuia să deschidă un monitor. Trebuie să dai doar... Nu, fii atent. Da, Justin, te duci, vezi aici pe live, este un... sunt două ecrane. Start share screen. Te uiți acum pe live? Unde ți arăt eu? Aici. Aici, la noi, în voice chat. E un monitor deasupra. E un omuleț, un monitor și două controlele. Start share screen. Uite pe live. Dă acolo o dată. Două dată acolo click. Pentru că vezi, nu mi-arată că ai PS, nu ai crucilița la PS și probabil e ceva legat de acolo. Apasă acolo, Start Share Screen. Ai apăsat? Păi nu ai apăsat. Deci nu poți să dai? Da, aia nu e nimic, nu putem să deschidem, nu e nimic. Lasă, deschide tu. Hai, poate-ți dă România. Hai, mersi, Iustin. Trecem mai departe. Pa, pa. Merge la Crio, da, merge. Am încercat, mă, vedeți? Încerc, fraților. Să nu ziceți că nu încerc sau să nu credeți că sunt răutăcios sau ceva. Chiar încerc. Vedeți? Aici îți apare la PS Plus. Îți apare crucilița. De asta, ei, dacă nu ai crucilița, dacă nu ai aici crucilița, înseamnă că nu ai abonament sau s-a întâmplat ceva. Nu s-a actualizat, nu s-a... nu știu. Vedeți? Trebuie să ai crucilița. Și dacă nu trebuie să dați, dacă nu aveți, trebuie să dați aici. Pe ăsta. Pe share screen. Altfel nu pot să vă deschid. Bine, că nu vă deschid. Voi deschideți, dar noi măcar vedem ce se întâmplă. Nu, de ce? Nu, e, nu e vorba de băgat în seamă. De ce, mă, frate? Nu fiți răutăcios. O fiți răi. Pe PS4 nu e share screen? A, nu am știut. Ok. Am ajuns la Icon Moments Player Pack. Pam, pam, titi, pic. Am zis pic. Hai cu Pirlo. Ia uite, mă, deja a început hate-ul. Hai cu Pirlo, mă. Bă, dar nu vii oarecum. Koulibaly? Ba, mă, i-a dat Koulibaly back-to-back, am trei level, de asta a făcut player-ul. Nu, ce să zic, multă carne și cârnați atunci, Crio. Multă carne și cârnați, am înțeles, i-a dat Koulibaly dublura în trei level. Ia vezi, mă, jucați-o pe asta, mă. Jucați-o pe asta. Hai, si! Franța! Zidane! A zis Franța! Bă! Bă! Bă, până când o viață amară? Am dat eu ce am dat Baggio și Rivaldo. Hai că Pirlo, Robert! Ia. Tot mai scrii Pirlo în chat? Zizu! Si! Crio! Da, ce nervos e Patri. Crio, l-a băgat pe Culi, i-a dat Zizou. Bun, foarte bun, ești nebun. E aproape 3 milioane, nu? 3 milioane, da. 2.800.000. Endgame. Win pentru unii, lose pentru alții. N-are cum să fie lose vreodată Zidane în viața asta. Niciodată, niciodată să nu spui. Niciodată. Râs, Crio, râză. Nu, no, dar meritat, după ce mizerie am dat în celelalte pack-uri, mem. Zidaru, bă, ești nebun. Se crânsi DM direct. Ia să vedem, intră.
Dacă era dublul la întrei de bol, cum ar fi fost? Cum era? Păi și unde îl bagă? Oh, trebuie să-l bagi ori în locul lui Modric, ori joacă, ori în locul lui Tonali, că în altă parte n-are unde să-l bagi. Da, Modric sau Tonali. Wow, stai! A, dar joacă cu trei mijlocași. A, e bine, mă. Da, în locul lui Tonali, dacă joacă cu trei mijlocași. Clar joacă cu trei mijlocași. Și atunci îl bagă în locul lui Tonali. Și joacă Vieira, CDM, CDM. Și joacă cu Modric și cu Zidane, care box to box and so on. Bă, da, mă, e bine, mă. Ce ai, mă, sunteți nebuni? Da, mă, așa joacă, 100% așa joacă. Aici joacă. Aici vine. Da, mă, da. Și joacă Vieira, joacă Zidane și joacă Modric la mijloc. Ce l-aș vrea eu pe Eusebio. Foarte bun Eusebio ăsta, mă. Bă, ești nebun? Untradable first owner? Mamă, acum pare rău că l-am dat pe Zidane. Uite ce echipă are. Ziceți și voi. Ziceți și voi. Pirlo. Auzi alea că, mă. Pirlo, băieți. Mam. Pleacă Mbappé, dar nu poate să joace pe... E greu să joci acolo, mă. E greu să joci pe cam. E greoi, știi? Poate să joci pe cam, dar eu îl văd mai mult second CDM, CM. Pentru că... Da, are boost important față de varianta prime, să zic, dar nu, nu poți să joci. Cu siguranță se mișcă greoi. Intrăm, intru la tine și la Flavia acum. Deci după ce termin, vreau să termin cu PlayStation, nu mai am două conturi și după aia intru... La mine nici n-am deschis. La mine n-am deschis. Bine, am deschis doar 84, n-am făcut garantatele. Intru la Flavia, intru la Dinamo, intru la Iulian și la final la mine. Mai am două conturi. Aici. Ok. Am dat Viv Share Screen. Ok, Share Screen, bine, dăm așa, Share Screen și dai tu din butoane atunci, dacă nu avem Share Play. E bine așa, e bine și așa. Ok. Doar că trebuie să muști tu. Ce avem noi aici? Avem un Berar. bă, Zanetti acolo, ai putea să schimbi acolo pe Zanetti. Jota, Son. Nu arată rău, dar sunt ceva schimbări pe care poți să le faci. Hai, du-te tu și dă un pic, te rog. La mine mâine. Când vrei tu, Dinamo. Te simți pe Bulan, așa e? Când a văzut ce i-a dat lui Crio, te simți pe Bulan? să vezi ce o ia în brațe. Să vezi ce o ia în brațe. Sunt sigur. Ce crezi? Acum când am văzut Zidane, mâine, fac și eu mâine. Să vezi ce o ia în brațe. Aoleu. 88. Mă. Nu-i nimic. Noroc în dragoste. Capitanul e greoi. Bă, nu văd neapărat o problemă acolo în bandă. Însă, pe partea ofensivă, în bandă, mă rog, right back. Pe partea ofensivă, dacă joci cu striker cam întorci tirul, nu e tocmai plăcut. De asta eu nu l-aș juca pe Zidane în față, eu personal. 2 de 88 a dat? LOL. Nu și-o ia în brațe, nu și-o ia. Mamă, dar ce bine a dat. A dat fantastic. Bombastic, tell me fantastic. Ok, ce mai avem aici? Ionut și Denis. Hai, ultimele. Second CDM, da, așa-l văd și eu. Sau CM, box to box. Sau CM. Și după el, ura și la gar. Citește mai sus, te rog. Salut, bro, ai terminat sezonul 4 în stare? Da, am terminat. Volumul 2 iese în iunie, cred, nu? Sau în iulie? Da, dar îmi ziceau băieții data trecută că urmează sezonul 5. Eu știam că sunt doar 4 sezoane. Deci încă un sezon, în afară de sezonul ăsta, la Stranger Things. Și m-am apucat de avocatul din limuzină puțin să văd despre ce vorbim. Am văzut filmul și mi-a plăcut mult filmul. Și sunt cu... Aoleu! Bă, dar ce aveți, mă? Bă, nebunul, dar ce cu bulanul ăsta pe voi, mă? Bă, ia vezi, mă, ce e, ce e. Nu mă nebuni, uite, și picul și trebuie. Dar joc cu asta. Pe 1 iulie se termină sezonul 4, practic, nu? Salut, golanelor, aia zic Ionuț. Aia zic. Hai. Bă, de data asta cred că o să încep așa. Pentru că nu prea dă așa.
încep așa prima dată și după aia mergem pe Românica. Oh, stai că avem și 84. Joacă pe asta. Oh! Hai că moment avem. Mamă! Mamă! Hello! Salut, Cronă, salut! Sii! Tocmai ce-am dat Zidane. Tocmai ce-am dat Zidane. Brazilia! Bă, am zis Brazilia! Păi nu e rău! Păi vedeți că nu e rău! Vedeți că nu e rău! Mai am două conturi, Fabi, și după aia intru pe Xbox, ești primul. Acum, pana mea, alege tu, că nu știu pe cine se iau. Stai, nu da, ca să vedem puțin care e situația. Deci, Kaká. Atenție, Kaká 5 cu 4, high medium. Ok, finesse outside, dacă e skiller, e ok. Și după aia Henry, între cei doi bănuiesc. Henry, tată. 4 cu 4, high medium. Engine pe el, că aia e situația, ca să dai agility și balance. Mamă, care ar merge? Henry, e Henry sau Kaká, da. Vrei să mergem pe footbin să vedem? Alege tu, alege tu. Hai, alege tu. Ia tu care vrei. Hai să mergem pe footbin, fii atent. Mă duc pe footbin. Cred că e mai scump Henry, nu? Dar nu știu care îl ajută pe el. Îl lăs pe el să aleagă. Fii atent, nu aleg eu, trebuie să alegi tu. Tu alegi. Henry. Tenri Henry cât e? E 1.300.000. A, e 1.300.000, mă. Hai că nu e așa, nu e așa de scump. Și Kakao. Kakao e 960.000. Păi, dar nu e așa mare diferență între unul și altul. La preț. Mă gândeam că ăla e vreo 2 milioane și ăsta e vreo 700. Dar nu e așa de mare diferență. Kakao e mai bine. Dacă e skiller, da. Dacă e skiller, da. Dar faza e că doar e lean body type Kakao. Și nici nu știu ce, că trebuie să dai aici cu engen. Bă, nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să aleagă. Hai să vedem ce alege el. Ia-l pe Henry. Păi da, ia tu. Cine? Nu, cine are butoane? Eu nu mă ating. Cine are butoane? Cine are contul? Ce-a făcut? A ieșit? Nu, cine are contul să ia? Nu știu cine are contul. Kaká se mișcă bine pe delay. Păi, dar nu pot să aleg eu, mă. Păi și ea, deci nu aleg eu, că nu știu exact la cine e contul. Se intre să ia, că poți să intri, poți să iei butoanele, alege, n-ai contul lor. Alege tu pe care vrei tu. Nu știu cine are contul, bă, oameni buni. Înscrieți 100 de Henry și unii înscrie... Uite, am 10 Henry, 10 Kaká, nu știu cine are contul, nu pot să iau. Dacă băiatul vrea Kaká și un Henry, să ia el, alege tu. E al meu. Cum e al tău? Că mai înainte spune că e Ionuț, ce că e al lui. A, e al lui Ionuț, mă, da, mă. E al lui Ionuț, da. E al lui Ionuț. Bun. Ia să vedem ce zice Ionuț. Nu merge pe Henry. Ok, gata. Henry. Perfect. Da, mă, da, e al lui Ionuț, mă. Gata. Bă, fraților, nu faceți glume de asta. Îmi bun cap așa ochișorii voștri. Bă, Gheorghiță, dă-o în ceapa măsii. Nu faceți, mă, glume de astea. Nu trolați așa, frate, că făceam vreo belea, că poate de asta n-am vrut să dau. Nu faceți glume de astea, frate, că luam naibii Kaká și nu trebuia Henry. Ce hater, mă. Of, Doamne. Am mai făcut eu odată o mizerie pe un live, nu trebuia să deschid un pack. Bine, că n-era ceva, nu știu, cu pack, cu 10-20 jucători. Și nu știam să, nu trebuia să-l deschid și întrebeam în chat, am întrebat în chat, ce fac că-l deschid? Și că, da, deschide, dă-mi el liniștit, dar nu trebuia să-l deschid, nu era contul. Și a dat în text și de atunci iau mâna de pe butoane, faceți-vă de cap. Ce troller, frate.
Da, mă, da. Hai, MLS-ul. Ce hit. Bine, nu e ca și cum era grasul și nu luam sau ceva, sau Eusebiu sau Zizu, dar da. Brazilia? Bă, ăsta e... bă, da, e bun. Mm. Nu. Nu chiar. Sau? Bine, e high rated. Ia să vedem. 3-3, medium-medium. Nici mă uit mai departe. Nici mă uit mai departe. Probabil că intră mâine la garantat. Hai. Sii, rău. Îți bagi joc, măi, Gheorghiță, măi. Germania? Japonia? Mă, dar România? De ce, măi, așa de greu să dea România? Nu văd ce IP-urile, alea. Când e mușul la butonul, Drobraid-ul nu o să moară. Bă, și care e faza cu Drobraid-ul, ca să fiu sincer? Dau, nu zic că nu dau. Problema e că și deschid multe conturi. Trebuie să ținem cont și de asta. E logic, măi, e normal în momentul în care deschid foarte multe pack-uri, foarte multe conturi, să dai și mizerii, dar să dai și bine. E absolut normal. E absolut normal. Bun, am terminat cu PlayStation-ul. Hai să mergem așa. Fabi și Bogdan Xbox. Și după aia mai vedem. Ce zici că face România? Îmi doresc să bată România, dar o să fie foarte greu. O să fie greu, frate. O să fie dificil. Dificil. Très dificil. Très compliqué. O să fie greu, mă. O să fie mai greu meciul ăsta decât... Clar, mult mai greu. Bun. Fabi Bogdan, hai. Fabi, vezi că intru la tine. Mi-a dat pe Tănase. Da, win. Dar eu mi-l doresc pe... Stai, că Fabi e în match. Nu poți să-i deschid lui Fabi. Fabi e în match. Nu. Dau cancel. Fabi, ești în... Zice că ești în match. Zice că joci FIFA. Deci nu intru la tine, să înțeleg, nu? Mersi. Eu mersi, Ionuț. Eu mersi. Hai că nu e rău, frate. Salut, te pup, gladiator. Să vezi ce mâine rup. Mâine GGB la sală, trebuia să mă duc azi, n-am putut, m-am dus la finanțe, m-am săturat, nu mai deschid firmă în România cât mă bat, bine, eu plătesc taxe de și asta, dar firmă nu mai deschid. Eu sunt pe Fortnite și atunci ies, nu intru, da? Păi ești pe Fortnite, dar nu mă lasă. Poți să intri. Păi, poți să intru? Hai, player instead. Ia să vedem. Ia să vedem, mă lasă oare? Zice că connection lost, nu știu ce. Hai să vedem. Dă-l afară, sparge pufuleț. De ce, mă, dar ce are Fortnite-ul? Mai ales că a băgat asta nouă și nu mai face building, știi? E fără building, nu mai construiești, e doar pac. Nu e un match, mă, joacă Fortnite, nu fiți nebuni. Mama, dar nu mai are bani deloc. 1000 de coco mai ai? What the fuck? 1000 de coco au rămas. L-am dat afară din Fortnite. Când trăgea și el mai bine, poc. Nu-i nimic, hai. Team of the season aici. Hai că vreau să vă doi. V-am zis, l-am dat afară din Fortnite, i-am dat Team of the Season. 2-8-0. Jucați-o pe asta. Hai că e bine. Pușcaș. L-ai prins pe Pușcaș? E win, mă, ăla moment. 5-4, top. MLS rău. Hai. Tănase. Trebuia să iei bonuci. Oh, clar. Nu m-am gândit. România. Bine, mă, l-am dat, mă. Bine, mă. Bă, acum nu știu dacă e bine. Era bine dacă... Bă, eu sper să mă dea pe contul meu. Ok. Măcar o dată, mă. Măcar un Tănase, mă. Mama, hai că n-am deschis 20. Moșule, da. Si, mama. Aș dori și eu first owner ceapa mamei lui. Gravenberg de 95. Da, e ce trebuie. 92 aici, nu? Bă, n-a dat rău. Chiar nu a dat rău. Adică am dat 96, 92 aici, Tănase. Chiar a fost bine pe contul ăsta. E, nici n-are ce să spice ceva ieșit din comun.
Tonali te mă simte să Viera Prime. Băi, n-am jucat cu Tonali. Sigur că pe hârtie arată mai bine Tonali. Acum in game, sincer, nu știu să zic. Nu știu să zic. Îmi spune cineva în chat dacă a jucat Viera Prime, nu Moments, pentru mine Moments-ul e in game. Și Tonali, care vi se pare mai ok? Bun, sign out. Yo, mersi Fabi. Hai că am dat bine, Fabi. Hai că a fost bine, crede-mă. Am dat bine. Primul rând am dat pe Tănase. Și am dat și cel mai mare din 84+. Eu zic că am dat bine. Bogdan, vezi că intru pe contul tău, da? Ador Switch. Hai să mergem și la Bogdan, după aia revenim la mine. Nu, eu vreau să-mi fac echipa României. Vreau să-mi fac... Oricum îl cumpăr pe Tănase. Dacă nu-l prind astăzi pe Tănase, merg să-l cumpăr pe Tănase acum pe live. Ca să-l bag în echipa României. Despre ce vorbim? E must have... Păi da, și nu am. Păi da, dă-mi ceva. 280, corect, corect, 280. Da, băgăm acum, stai că modificăm acum. Da, corect, 280. Așa este. Mă, cred că îmi fac barba, îmi dau barba jos. M-am încercat eu să-mi fac barba, așa, să-mi las eu barba, știi, să fiu ras în cap și barba ca vikingii. Dar la ce barbă de asta am? Mai degrabă, nu? Ăla am și pe Maxim, ăla am și pe Hagi Junior, o să-l cumpăr pe Hagi pe Senior. Aș din gură, Tănase aici, facem echipă. Problema că nu avem, am și un fundaș, îl am pe bancu. Nu avem, nu prea avem fundaș central, nu știu cu cine se joacă acolo. Bărbuț oricum la mine e titular, știți, da? La mine Bărbuț, da, la Bărbuț. Cardu Silver e titular la mine, se știe. Ce zici? Am văzut puțin pe Digi. Am văzut puțin pe Digi. Sunt anumite schimbări, mai puțin Niță. Mai puțin Niță și nici Kirikesh nu o să fie schimbat. Sunt vreo 3-4 jucători care... Dar, mă, ce să zic? Lotul e la care e, mă. Problema nu e la lot și problema nu e la antrenor. Problema e la un proiect pe care trebuia să-l avem de foarte mult timp. Da? Și nu avem nimic. Dă, tragem așa înainte și mergem din ce în ce mai în jos. Deși șeful ăla mare, șeful tribului, da? Șeful federației zice că e bine, mergem sus. Lui se pare că noi urcăm sus. Nouă la restul, ne se pare că ne ducem pe cuc. Da, mă rog. Ok, ok. Burleanu out. Nu zic neapărat Burleanu out, dar trebuie să aducă oameni care se pricep la fotbal. Și să-i lase să-și facă treaba. Și trebuie făcut un proiect, trebuie făcut ceva, frate, să... reinvigorăm, să revi, că stăm și ne uităm la televizor, la alții cum joacă, că asta facem. Și asta o să facem și la următorul european și la următorul mondial, asta o să facem dacă nu schimbăm ceva. Dacă nu schimbăm ceva. Aie. Vezi echipa. Dar ce echipă? Lasă până vezi echipa aceea, o Magnan sau Bremer. Dacă te îndreptezi cu vederea, nu spun ca să vezi tu. Ce? Nu, nu, de ce? Dar ce s-a întâmplat? Cine s-a... Cine? Dar nu se ceartă nimeni. Mai Ignan, clar. Aia zic. Haide. Dar nu se ceartă nimeni, de ce? Nu mai spama, mă. Dar lasă-mă să spameze, ce treabă are? Merită să fac 50 de picuri pentru... Eu zic că da, Alexandru, o să fac și eu. Să-mi dai share plate, le deschid eu dacă vrei. Fac și eu. Ok, astea două și atât. Hai. Spamează cineva în continuu. Păi nu văd eu, frate. Probabil că nu e problemă, că sunt multe mesaje și eu le magatez. O, vă supărați acum că... Ok, Russell. Russell Crowe? Gladiatorul. Ia să vedem cum arată Russell ăsta. 3 cu 4, high, medium. Ce să zic? Fines? Mamă. Putea să dea un 4 cu 4? Sau un 5 cu 4? Sunt pe Xbox. N-am cum. Bă, ce păcat că nu bagă share play pe Xbox. Șobolanul e obraznic, nu? Spamează cineva în continuu. Cine? Șobolanul spamează, cred. Atic. Catic. Să dăm 300 lui Șobolanul? A? Să-l botezăm cu 300... A, 280 acolo, mă. Dar nu ziceți nimic, a? Nimic nu ziceți. Gata.
Să-l botezăm pe șobolanul cu triste? Ok, hai. Mersi pentru info pentru serialul Obi-Wan Kenobi, e super tare. Da, dar Andrei, vezi și Mandalorian. Vezi Mandalorian. Cartea lui Boba Fett, dar ăla e ok, dar Mandalorian ăla e tare. Vezi și alea. Bun. Dă să dau de aici, ca să bag contul meu. Sign out. A, echipa, stai. Revin. Am uitat de echipă, mă. Gata, am revenit înapoi. Zeko titular. Păi de ce n-ar fi? Deci, pușcaș pe care l-am prins data trecută. Și da, bă, vă dați seama că e ce trebuie pușcaș. Engine direct, așa l-am jucat și eu, pentru că singura dată când l-am jucat pe un draft și i-am dat engine, pentru că n-ai rost să-l atingi acolo, n-ai ce să-i faci acolo. Ok, jos Zaha, ăsta, mamă, nu l-am făcut foarte bine, mamă, ăsta untradeable, dar e first owner, foarte bun ăsta, ce mă, deci tu deja ești în game aici, poate aici și aici ceva să mai schimb, foarte bine arată echipa, nice. Sign out. Ok. Oh, doamne. M-a luat cu somn. Când începe meciul? La ce oră începe meciul? Asta e echipa spamatorului profesionist din Bogdan. Da, e echipa lui Bogdan. Ah, Bogdan spama. Bogdan spama. Pe antena 1, la fără un sfert. A, păi merge și noi la meci. Merge și noi la meci. A să văd dacă mai am ceva de deschis aici. Ia să vedem, mai am. Dacă nu, o să facem la mine, ia. Nu mai am aici. Nice. Da, probabil. Ce mai rupi? Ce? Ce aveți, mă, că nu înțeleg? Ce s-a întâmplat? Ia, mai făcut ceva bunuț aici? Păi ăștia cu 1000 paste? Bun. E bun, mergem. Bun, hai să facem și noi SBC-urile vieții. Că nu le-am făcut. Nu vă mai luați de Ilie. Dar ce a făcut Ilie? Nu vă luați de Ilie, mă, că băia bumit Ilie. Mă. E băia de-a nostru Ilie. Ce aveți, mă? Bă, nu mai fiți răi. Bă, nu mai fiți răi, mă. Care e cel mai mare, 65? Și din coace, cât avem? Așa, 65. Nu, ce să zic, doamnește. Eusebe, ce că primește mâine SBC. Serios? Serios? E pe bune sau e Caterinca? Bum. Bum 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 bum. Oh, fuck. Stai să vezi că nu am de astea. Am de astea așa. Că n-are nimic. Bang, bang, bang. Aprare SBC. Ce? Nu, mă, pe bune, mă, aveți ceva licuri? Acum, serios, fără Caterinca. Hello? Aveți ceva licuri sau ce? Pe bune, avem Eusebio la SBC? S-au trezit ăștia în sfârșit sau... Sau e vrăjeală? Eu oricum îl fac dacă vine la SBC, să știți. Îl fac. La mine Eusebio anul ăsta termină la club. Chiar dacă îl duc în bandă la un moment dat... nu-i probleme de război. Mamă, dar 65, frate. Hai că fac eu 65 dacă e. Fac. Dau aici pe ăsta, așa.
dau Costiciu. Așa. Facem 0-0 cu Bosnia? Nu cred că o facem. Ar fi frumos, dar nu cred. Mă duc, mă întorc la tine. Mareșan Ciumbulanu, e fumat clar. Am prins un sută de 93 de minute. E bun? Cred, nu știu, o fi. Nu știu, nici nu m-am uitat ce trebuie să prindem de aici. Am văzut pe Twitter, TikTok, ceva leak cu 200k. Cu 200k. Moșu s-a terminat weekend league-ul? Nu, cred că mâine. Nu, mâine, azi ce e? Azi e marș, da, mâine dimineață, cred. Mâine dimineață. Ia să dăm asta așa, bang, bang. Bang, și pe ăsta îl ținem aici. Bundesliga, asta dau eu Bundesliga. Peng, 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 peng. Tari-da-ri-da. Tari-de-di, tararari, tarararam. Tarararararararam. Țărâncuța, țărâncuța, cu bujore, n-o brujore. Pe asta o știi, Șobolanu? Ia să văd dacă știi, Șobolanu. Ia să văd dacă știi, Șobolanu, dar nu știi el asta cu țărâncuța, țărâncuța. Țărâncuța, țărâncuța, cu bujore, n-o brujore. Mamă, 83. Da bine, mă, dar de ce? 84. Păi bun, și acum ce nu-mi dă? De ce nu-mi dă? De ce nu-mi dă? De ce nu-mi dă? Inima mea. Dar dacă dau așa. Tam pam, tararam, tararam, tam tam. Ați scris vreodată poezii? Oh, da. Scot o carte acuș. Fă un icon. Bă, nu că n-am făcut 20. O să mai facem și Icon. Doamne așa, sper să prindem măcar un Teo mâine. Bă, doamne așa la toată lumea cu Teo. Sună excelent, nu? Top. Da, hai să mai trimitem din ăștia. Unde este ei? Unde este ei jucătorii? Ia să vedem. Ăsta, Centu Club. Ăsta, Centu Club. Da, să mai vindem pe ăștia. Felipe, nou. Tadic, nou. Tadic nou. Ăsta, nu e ăsta, mă? Mă, dar trebuie să fă... A, pe ăsta, da, Stentu Club. Trebuie să mai folosim de mizeriile astea de aici. Da. Ok, ne concentrăm la SBC. Oh, fuck. Ne concentrăm la SBC-ul vieții. Și ia să vedem noi ce avem noi aici. Avem așa un Tadic, unde este, că am zis că-l bag. Și cam atâta de aici, nu mai am altceva. Ceva 83, nu. Băgăm un 82. Ia să vedem, merge. Deci, ăsta aici, să ne luăm de o grijă. Ăsta aici. Ăsta aici, ăsta aici din Premier League, ia, pam, 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 și pam, pam, aia e. Pe cine trebuia să bag? Pe Matip, pe Matip, pe Aspi, da, Martinez, era frumos să jucăm și calificările pe live, dar n-am jucat data trecută. La calificări, nu știți că e chill la calificări, dar trebuie că am cu 4-0. Eu nu mă stresez la calificări, mi se rupe, adică nu-mi bat capul la calificări, chiar nu-mi bat. Pentru că, na, trebuie să fac 4 victorii, că e 4-0, că e 4-1, că e 4-2, tot un drac. Eu nu joc mai mult de aia, eu joc alea 4 și atât, știi? Chiar nu-mi bat cap. Rudiger, care de la anul în Liga Stelelor, la Ligue de la Stelelor? Ia să vedem. Grealish, da, dar nu mai țin minte ce mai aveam acolo. Pă, trebuie să mă mai... Ce mai avem acolo pe bancă, frate? Că nu mai știu. Ce mai avem pe bancă de 84?
sau 83 ceva. Ce mai avem noi aici? Ia să vedem. De băgat. Felipe, aș putea să-l bat pe Felipe, Tadic, Grealish. Am avut, pe exemplu, Felix, Jesus, Azpilicueta, Jesus, ia să vedem, Jesus. Azpilicueta, Jesus, deci Azpilicueta ăsta, da, ăsta avem. Jesus, am putea să-l băgăm pe Jesus, ia să vedem. Așa. 84, da? Bun. Dar câți de 85 am? Am doar un 85 și mă las așa? Nice. Oare mă lasă cu un 80 și... Nu mă las. La limită, nu? Da. Ăsta e tat. Nu, mă, nu. Ăsta. Gata, tat. I-am dat. Haide. Ok. Zeu moșu. Zeu moșu pe SBC-ul rupe tot. Rupe tot. Iani, zic cu mâine la SBC. De ce sunteți hateri? Sau mai este vreun SBC care aș putea să-l fac cu cardul de Team of the Season, dar de 80 over... Cum? De 60... Nu înțeleg. Mai pierdut. Mai pierdut la 60 acolo. Dar nu mă interesează, vreau să mă trimit de pe transfer list. Vreau să rămân la 0 pe transfer list. Aia mă interesează pe mine. Gata, l-am făcut pe Vieira, bravo. E top. Ai că nu am impresia că mai ține 4 zile. Mă uit imediat, Alexandru, mă uit imediat. Cred că 4 zile, sper să nu mă înșel. Da. Și de aici avem doar 50, 100, 125, nu? Da, nice. Astea 100, 125, toate la toate vineri sau sâmbătă. Bun, hai să deschidem astea două. Doar o secundă să mă uit să văd exact când expiră ăla. Cred că 4 sau 5 zile. Ia să vedem unde e aici, la final aici. 4 zile. Deci 4 zile. Asta înseamnă miercuri, joi, vineri. Da, deci numai bine. Cred că undeva pe sâmbătă, duminică expiră ăsta. Cred că undeva pe sâmbătă, duminică. Și e bine, pentru că dacă deschidem vineri, prindem dubluri, pac, faci un Ike Moments Player, pac, 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 știi ce? Zic, na. Da, da, a băgat Pirlo, da, chiar mă gândeam, bă, dar nu bagă și eu un Pirlo. Serios vorbesc. Hai să mergem ușor, ușor spre 400 de butonașe. Hai că mai avem nevoie de 40 butonașe. Suntem 340 pe live, le facem. Nu, chiar nu glumesc. Chiar stăteam cu băieții pe chat și vorbeam. Bă, dar un Pirlo la SBC oare nu bagă și ei? Chiar, na, suntem în iulie acuși. Mai avem 2 luni, 3 luni de joc și chiar mă gândeam. Un Pirlo la SBC oare nu bagă și ei? Că, na, ar fi și timpul. Nu? Și au băgat Pirlo. Chiar suntem bucuroși toți. Bravo, Electronic Arts. Ok, mă lăsăm. Lăsăm ăla cu rău pentru că îl vreau pe Tănase. Hai. High rated să fie, că îl bag mâine la high rated. Cât mai high rated? Nu-mi da 88 că băga mea și picioarele, mă. Of, doamne. Dă-mă 90 cu plus, mă, că îl bag mâine la seria. Oh, Electronic Arts. Tu-ți curul tău azi. Nu contează, am dat aici România. Hai. România, să-mi bag picioarele dacă nu-mi dă România. România. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Bă, dar mergi să-l cumpăr acum. De al naibii și de ambițios, mergi să-l cumpăr acum. Acum mergi să-l cumpăr. Dacă nu-mi dă, îmi iau. Mergi să-l cumpăr să bag la echipa României. Că bani... Avem puține acolo, nu mulți, dar e. Chiar îl cumpăr, nu glumesc. Acum mergi și-l cumpăr. Chiar nu fac caterincă. Eu vreau să-mi fac echipă în România și vreau să le iau fresh. Nu, unde am intrat?
Și după aia mergem să deschidem și pe contul de PlayStation. Trebuie să faci acolo exibițiile. Tănase. Nu, no, mai bine ce să zic. Team of the year, team of the season. Fresh, e fresh. Bă, da. Nu-l pune nimeni mai jos? Ah, l-am pus, dar nu așa. A, dar cumpără cineva deja? De ce l-ați cumpărat, mă? Ce hater, mă. Na, hai, gata, nu mai stau. Deci, să fie fresh mă interesează. E fresh. Asta e tot. Să fie fresh, să fie fresh, să fie fresh. Da, mă, da. La cu 28. Știu, am văzut și cu 27, dar am zis să deschidem întâi ăsta. Bun. Am zis să-l încerc pe Courtois chiar dacă e în 7, pentru că efectiv m-am săturat de toate mizerile astea, și de Alisson, și Mike Nant, și de la Font, și de tot. Deci m-am săturat de toți. Scoase selector. For fun. Ok. Bang, bang. Tananin, tananin. Tam, tam. Da, n-am. Hai să-l aduc pe Niță totuși. Oh, am același. De ce l-am același? Nița aici. A, l-am pe ăsta în form. Da, 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 da. Gata, 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 gata. Soares, de ce să moară familia ta? Dar de ce să moară familia ta, tată? Maxim, te duci tu, dracu, familia ta, nu. Lasă-o liniștită să trăiască. Lasă-o nici de să trăiască, băbiță. Dar de ce să moară familia ta? Dar ce vină are familia ta? Chiar nu înțeleg, nu... Nu-mi capisco. O să dai el, frate. Bine, mă, ideea care e... deci bărbuța aici, știți, e fixată. Aici nu se umblă, la bărbuț nu se umblă. Avem din coace Mihailă. Avem Tănase cu Hagi. Avem Maxim. Luăm Hagi ăsta sau Momentu. Problema că ce facem aici, frate? Ok. Cum o dregem? Cum o dregem oare? Cum o dregem oare? Deci, search on transfer market. Ok. Deci asta o să luăm pe ăsta la un moment dat aici. Nu prea ai cum să o dregi. Aplica pe dreapta. Da, bine, mă. Eu, voi credeți că eu stau la discuții sau ceva? Eu nu stau la discuții, frate. Știi cum e? Suntem proști, dar suntem mulți. Adică, cam așa funcționează. În fine, lasă că vedem noi cum o reglăm. Ar fi frumos, dar n-ai CCB să... Ce să iei? Că n-ai ce să iei, frate. Hai să vedem cea mai bună echipă a României. Care ar putea să o facem? Adică dacă să aducem cel mai bun... Hai, mă, aici o să fie belea, aici o să vedeți. Nici ăștia, mă, n-ar fi băgat și un Nike în ceva ca lumea. Un Kivu, o treabă. Ce aș putea să fac? Îl am pe Kirikesh Radu. Kirikesh Radu. Cine naiba să joc? A? N-am cu cine să joc, frate. Oricum așa o să jucăm. Aia jucăm cu fundașul, să dăm shadow. Aici stăm bine.
Aici să zic că stăm bine. În fine. Da. Sorescu are inform. Sorescu are inform. Da, oricum o să vedem atunci la momentul ăla exact ce și cum. Bun. Hai să mergem și pe PlayStation. Să fac și pe PlayStation. Da, o să... Dar nu, l-am pe Mihail deja acolo. Ce mai are rost să ia Ivan? L-am pe Mihail. Păi l-am pe Mihail, bro. Ce rost are? Cum e chestie? Foarte bun. Recomand. Dar nu, ce voia să rămas încă la... Bă, dar nu vă bateți capul, mă. Nu vă bateți capul, eu nu prea stau la discuții, frate. Nu prea stau la discuții, știi? Eu n-am o problemă, că mai intră lume, mai zice una alta, vă mai certați între voi, se mai ceartă cu mine, mă mai cert cu ei, știi? Dar... Dar nu e, nu... Când văd că deja se dă, se duce, nu. Nu mai stau la discuții, la revedere. Bun, bă, facem și 84, nu? Da, clar îl facem. Facem pe toate 3. Doamne ferește, Alison e pe tare, cel mai prost folosit. Bă, și eu sunt foarte dezamăgit. Și de Alison, bă, sunt dezamăgit anul ăsta de toți portare. Dar de ce? O să, ca să înțelegeți. Nu cred că există portar. Depinde, la unii există portar care e apărat absolut genial. Dar eu nu vreau ca portarul să fie genial. Nu vreau ca portarul meu să-mi scoată șuturi absolut imposibile, imparabile. Cum se întâmplă de multe ori când dau de adversar și am unghiurile. Bă, când unghiul e corect, când șutul e dat cum trebuie, trebuie să fie gol. Bă, frate, dar nici să se lovească mingea de el, să îi treacă prin mâini, să o respingă în poartă, să nu iasă când îl scoți. În loc să întinde mâinile, se sară așa cu mâinile pe lângă corp. Deci, frate, toți fac mizerile astea. Toți. Azi l-am băgat pe Courtois să-l încerc. Probabil unul din cei mai buni portari. L-am băgat azi pe Courtois să-l încerc. Și pe cuvântul meu de onoare, dacă nu, deci două mingi, i-a trecut prin mână, mă. Deci, efectiv, am dat, deci i-a trecut prin mână, mă. I-a trecut efectiv prin mână, minge. Absolut incredibil. Nu știu ce să zic. Cred că tot la Van der Sar o să, la un moment dat. Eu joc cu Hulk. Pe Butra eu joc cu Hulk. Bun, hai să facem și SBC-ul aici. Donnarumma gol top. Păi nu te contrazic. Nu te contrazic, chiar deloc. Iker, nu e scund. Cred că o să iau o pauză de live-ul tale. E un vibe ciudat pe ultime oară. Mereu... Cred că o să iau o pauză pe live-ul tale. E un vibe ciudat pe ultimele live-uri. Mereu se ia câte unul de tine. Tu vrei să le pui la respect, dar tot ce se fute vibe-ul, păcat. Da, îmi pare rău metoda balene, ce să zic, e alegerea ta, dar nu știu, zi-mi tu, te rog frumos, pentru că eu accept tot ce sfat, cum ai vrea să procedez? Pentru că eu nu pun la respect, eu încerc să evit, dau bani și trec mai departe, de ce fac treaba asta? Pentru că nu e un câștig pentru mine, crede-mă, pentru mine e un câștig să fie cât mai multă lume și câteodată și hate-ul pe mine mă ajută la vizualizări. Dar știți de ce decid să dau bani și nu dau importanță? Eu nu petrec foarte mult timp, da? Decid să dau bani ca să nu vă afecteze pe voi, să nu vă plictisesc pe voi, să nu dau importanță hate-ului, să nu vă plictisesc pe voi. Sunt anumite chestii care eu nu le permit. Deci în momentul în care începem cu familia, la mine nu există așa ceva. Ca să înțelegeți, da? Bun, faptul că în ultima vreme, de vreun an încoace, se întâmplă să mă atace pe mine lumea și să vină cu hate, să mă înjure, să mă provoace sau and so on. Da, pentru că na, hate-ul face parte din viață, e streamer, sunt streamer, îmi asum, nu multă lume mă înghite. Eu am anumite principii, am un caracterul care l-am,
sunt extrem de corect, sunt extrem de fair și nu pot să fiu fake, nu pot să fiu să mă prefacă nu știu ce, nu, când am ceva de zic, zic și cu asta basta. Acum nici nu pot să mă facă plouă, doar de dragul de a avea mai mulți pe live, iar atacuri, ce să zic frate, atacurile au venit inclusiv din partea youtuberilor. Și e normal că cei care susțin anumit youtuber, eu v-am rugat să nu intrați pe niciun canal, să nu jignesc pe nimeni. E alegerea ta, Doamne ferește. Dar zi-mi tu cum ar trebui să procedezi. Dacă tu îmi zici, ar trebui să ce? Să las lumea să înjure în chat, nu? Să las lumea să mă atace, să las lumea să atace pe ceilalți din chat. Zi-mi tu, Balena, cum ar trebui să procedezi? Poate nu știu, poate eu nu procedez cum trebuie. Eu încerc să dau bani ca să tocmai să nu vă afecteze pe voi. Să nu afecteze vibe-ul, să nu afecteze comunitatea, să nu afecteze contentul sau ceva. Eu așa zic, bă, dau bani, trec mai departe. Și nu vorbesc, vezi, nu mă opresc, nu vorbesc pe subiect, încerc să evit pe cât posibil. Zi-mi tu, cum ai vrea tu ca eu să procedez? Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui eu să fac? Ar trebui să ce? Să las lumea să înjure? Să las să jignească? Dar zi-mi tu, sincer, acum te chiar sunt curios, care părere, cum ar trebui eu? Uite și voi, puteți să, cum ar trebui să procedez cu cei care îmi dau hate? Să-i las? Să mă facă plouă? Să trec mai departe? Nu știu, chiar sunt curios. Cum ar trebui să fac? Pentru că, sincer, nu știu cum să procedez. Și eu sunt foarte depășit și nu înțeleg hate-ul. Sunt depășit de subiect. Dar nu trebuie să plece nicăieri, Balena. Doar că nu înțeleg cum trebuie să procedez. Ce ar trebui să fac? Nu, mă vorbesc serios. Chiar, ce ar trebui să fac? Poate văd eu greșit lucrurile. Ce ar trebui să fac? Să mă facă plouă? Ar trebui și eu să mă apuc de înjurat de morți? Să mă iau de familia și de mama lui și de morți? N-ai să vezi. Alții fac asta, e treaba lor, e canalul lor, live-ul lor. Eu nu fac asta. Eu nu o să ajung niciodată de morți și de mamă și de familie pe nimeni. Dau bani, trec mai departe. Zic două, trei cuvinte, pentru că, na, trebuie să zic două, trei cuvinte, să le dau de înțeles că nu e ok, nu e frumos, nu e elegant și nu e ok absolut deloc. Și trec mai departe. Acum, zi-mi tu ce ar trebui să fac. Sau ai aruncat-o și ai ieșit de pe live, nu? Ah, ok, scuze-mă atunci. Da, pana mea. Chiar, bă, acum sincer, lăsând Caterinca deoparte, vă dați seama că și pe mine mă afectează puțin, pentru că, și stau și mă gândesc, bă, dar, că nu înțeleg, bă, dar de ce ai venit și de ce ai... A, în fine. A, pana mea. Dar nu te atacă nimeni, Doamne ferește. De ce? Nu te atacă nimeni, Doamne ferește. Nici vorbă. Și e alegerea ta. E alegerea ta. Ce să zic, Oalene? Te așteptăm cu mare drag. Deci când o să vrei să revii, sau dacă o să vrei să revii, dacă o să vrei să fii cu noi cu mare, mare drag, te așteptăm cu mare drag. E alegerea ta, tată. Doamne ferește. Nici vorbă să te atace cineva. Mă, da, e bine aici? E bine, nu? Oamenii slabi înjură pe cea din frustrare, dar în realitate nu fac doi bani, unii merită bătaie. Nu, nici vorbă de bătaie. Nici vorbă de bătaie. E drept că poate nici eu nu procedez, dar trebuie să lucrez la asta. Sincer, acum mă, îmi cer scuze dacă poate nu procedez cum trebuie, poate nu sunteți de acord cu mine, dar sincer credeți-mă că nu știu cum să procedez. Aveți cuvântul meu de onoare. Nu știu cum să procedez, pentru că eu am anumite principii. Am anumită vârstă, am atâția ani plecat afară, mulți prin goloneală, am anumite principii, nu mă pot schimba la 40 de ani. Plus că sunt tătic, am și eu copil, la rândul meu, mulți care mă jură sunt copii. Da? Și nu știu cum să procedez, pentru că, în primul rând, nu înțeleg hate-ul,
Nu înțeleg de cineva, de ce cineva ar sta, cum a fost ieri, spre exemplu, stai 2 ore pe live, nu comentezi nimic, când totul e în regulă, că nu câștigă pe bandă rulantă și în momentul în care vine meciul ăla în care ai pierdut, te apuci de dat hate, deci... Și plus că sunt unele care sunt subtile, dar sunt unele care sunt extrem, extrem. Și v-am arătat pe live-urile alea, mă înjură lumea de copil, mă amenință că așteaptă copilul la școală, mă înjură de moș, de mamă, mi-au luat copiii prin toate pozițiile, mi-au luat mama prin toate pozițiile, morții la... Deci, incredibil, eu niciodată nu înjur așa și niciodată. Și atunci, ideea care e, normal că mă afectează. Eu nu vreau să vă îngreunez sau să stric vibe-ul, să vă prezint treburile astea vouă pe live. Câteodată, na, le prezint. Dar nici nu pot să mă facă că plouă. Pentru că dacă eu mă fac că plouă, n-aș mai fi eu. Deci vorba de principii, mă, oameni frumoși. Eu n-am cum să mă fac că plouă când vine unul și mă înjură sau îmi dă hate, sau îmi zice ceva de copil. Da? Nu am cum. Doar ca să am pe live lume mai multă. Nu, trebuie să zic ceva. O fac elegant, o fac cât de cât. Uneori la mișto, uneori mai, dar nu jicnesc sau ceva, știi? După aia dau bani, dar nici n-am cum să mă facă plou. Scuzați-mă pe mine, nu am cum. Cum trebuie să procedez? Sincer, chiar nu știu cum trebuie să fac. Și nu înțeleg de unde vine hate-ul, pentru că nu înțeleg. Sunt și pe alte live-uri. Am intrat și eu mai intru, salut, toată lumea și ea. Bă, fraților, dar, da, probabil că, nu știu. O să lucrez la asta, lucrez la asta. Clar, trebuie să găsesc o soluție. A, dar trebuia să fac ăsta prima dată. Bă, ce prost sunt. Mamă, de ce am făcut? A, ce prost sunt. Păi trebuia să fac ăsta, mă. Seria ce, nici nu. Trebuia să fac ăsta prima dată, mă. What? Nu, stai, ce? Nu, trebuia... Unde e ăsta, mă? Da, în fine, mă. Lucrez la asta, lucrez. Și cum zice Nicolae, noi bem, spargem pahare. Eu zic, domnul Viorel, din respect. Mersi, mersi. Nu, nu-i vorba de tine, Balena. Nu, nu-i vorba de tine. Nu-i vorba de tine. Balena, multă sănătate. Te așteptăm oricând, cu mare drag. Nu era vorba de tine. Vorbeam de hate. Tu nu ai dat hate. Efectiv, nu te regăsești. Zic că e un vibe nasol. Dar îmi pare rău că eu sau chat-ul sau cineva îți dă vibe-ul ăsta. Nu e intenția noastră. Adică eu nu am chemat pe nimeni să mă înjure pe live sau să înjure pe cineva de pe chat, să ia la... Nu, niciodată. Niciodată. Adică, din contră. Eu promovez altceva. Da? Încerc să promovez altceva. Îmi pare rău că nu te regăsești. E ok, ia alegerea ta. Respect în continuare. Multă baftă și să ne auzim la mai mare. Și cu asta basta. Uite mă, și eu te numesc de vreo 3 ani, scrieam în dedicat și tine, nu mă, sunt chiar un puș și m-am regăsit în scrie chat constant, însă Bolena are oarecum dreptate. Dar Răzvan, și ce trebuie să fac? Să zicem că tu ești în aceeași sentiment cu Balena, adică e un vibe, dar ce să fac, frate? Zim tu, ce să fac? Asta înseamnă că au câștigat cei care vin și caută scandal și înjură și în chat, nu? Nu, Răzvan, adică ce vina am eu, frate? Crezi că eu pun pe cineva să mă înjure? Crezi că mie îmi face o plăcere deosebită? Acum, sincer, ce vrei, cum, ce să fac? Nu te poți uita la niciun meci, eu acum nu pot să mă uit, nu, 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 n-am cum să mă uit acum. Rezolvă prin nu a scoate în evidență hate-ul, prin nu a scoate în evidență că lumea jignește și înjură. Îmi pare rău, Răzvan, nu pot să fac asta. Pentru că asta înseamnă să-mi încalc anumite principii. Da? N-am cum. N-am cum să mă fac că plouă, să dau de înțeles că e bine, că vine unul și înjură de morți și de... Nu am cum. Pentru că dacă eu mă fac că plouă, înseamnă că e ok. Și frățioare, nu e ok. Iar eu dacă pot să transmit un mesaj, chiar dacă îți dau ție o stare mai nasoală, trebuie să o fac. Am copil, tăticule. Deci am copil. Înțelegi? Am 20 ceva de ani de antrenamente.
am antrenat, eu antrenez, să știi, eu mai și antrenez puști. Da, încerc să dau un exemplu, încerc să trimit un mesaj. Nu că alea, golăneală, bulăneală, drogângeală, înjurăm, facem chestii, nu? La 10-12 ani, nu, n-am cum, îmi pare rău. N-am cum. Asta înseamnă să mă gândesc doar că trebuie să fac vizualizări, trebuie să fac bani. Trebuie să fac bani neapărat. Eu trebuie să fac bani. Atât. Banii contează. Eu mâine închid YouTube-ul și fac mai mulți bani, crede-mă. N-am cum, tăticule. Pentru că dacă eu m-aș gândi numai la bani, închid un ochi, mă facă plouă, să vină banii, să vină vizualizările, să vină hate-ul, mi se rupe. Nu transmit nimic. Absolut nimic. Mă facă plouă. În real life, ca să înțelegi cum sunt eu, dacă trec pe stradă și văd ceva în neregulă, crede-mă că mă bag. Că așa sunt. Da? Ca să las pe unul să intre, să înjure, să facă ceva nasoale și să zic nimic, exact cum aș trece pe stradă și văd că un tâmpit o calcă în picioare pe una și eu trec mai departe. Mă uit așa înainte și mă fac că nu văd. Nu există. În real life mă bag. Bine, îmi și permit, pentru că chiar îmi permit, dar mă bag, tăticule. Așa și aici. Știi ce zic? Așa că, na, pana mea. Poate pentru tine e greșit. E ok. Poate că ar trebui să mă fac să plouă, că plouă. Probabil. Nu știu. În fine. Bun, hai să deschidem asta, să trecem mai departe. Nu vreau să mă citesc, să mai bag în seamă mesaje de niciun fel de genul ăsta, pentru că efectiv... Da. E straniu, dacă ești atacat pentru că ai principii... Deci, băi, eu nu mai înțeleg lumea. Dacă tu ai principii și ești fair, ești coloană vertebrală, ești corect, încerci să dai un mesaj, să transmiți un mesaj, încerci să iei atitudine și ești atacat pentru asta și nu e ok treaba asta, e ok să te faci că plouă, e ok să promovezi tâmpenii, da? Să vorbești despre curve, despre droguri, să lași să înjure, să așa, înțelegi? Să ceri bani, să faci bani, dacă e ok asta și în momentul în care ești coloană, ești caracter, nu e bine. Ok. Ok, nimic, hai. Ok. A, doi team aici, stai că trebuie să băgăm doi de ăștia, da? Unu așa, dar cred că băgăm de ăștia că sunt trei de mormon, nu? Da, cel mai bine. Da, mai să băgăm de ăștia. Așa. Așa, și după aia pot să bag de 82. Oh, da. Duc. Deci așa, ăsta e din Italia. Ia să văd dacă poți să iei din Italia. Dar nu am fundaș, mă. N-am pe cine să bag acolo din Italia? Ia să văd din Spania. A, din Spania cred că găsesc. E așa odată. A, uite mă, gata mă, hai că scoatem la capăt. Deci dacă dau așa, după aia iau și așa. Așa, poate chiar un portul, gata. Teoretic e ok. Practic, nu știu. Ia să vedem, 83, da. După aia... dar nu e ok mă, deja avem. Ia să mă dau mai jos. A, merge și 80. Merge și așa. Și merge și așa. Bun, nice. Mai jos oare se poate? 81 aici? Nu cred. Na, nu mergem. Da, dar dacă dau un 82 aici, spre exemplu. A, nu merge. 83 acolo. Ok. Face 83 așa? Cred că da. Da, nice. Gata, mă. Așa, începem cu asta și după aia fac. Trebuie să fac asta prima dată și după aia dacă vrem ceva, în fine, fapt e consumat.
Doamne. Doamne, ce calde. Pe ce? Pe Antena 1 cică. Pe Trinitate TV. Go România, hai că Go România dacă e. Dar nici nu a început. Acum începem. Spor la live, aia zic mare, mersi. Nu Răzvan, niciun caz. Nu reacționez în niciun fel. Haideți să dăm încolo... Exact, exact. Nu, nu vreau să mai văd, gata. Multă sănătate, multă sănătate, de acum de pe cineva care mă folosit de copilul... Oricine scrie aici, scrie pentru a fi citit, corect? Exact, Răzvan. Și asta e și ideea cu hate-ul. Deci dacă tu ești citit și vine unul care mă înjură, de ce n-ar fi și el citit? Adică, de ce nu poți să spun ție frumos, elegant, cum zic de pe buze și să răspund idiotului cum trebuie să răspund? Nici măcar cum ar trebui să răspund. Păi dacă tu ai dreptul la opinie și dreptul de a fi, de a scrie în chat și dreptul de a avea o părere și dreptul de a fi citit, respectat, băgat în seamă, atunci și haterul care înjură sau care face nasoale are și el dreptul, nu, să fie citit. Și în concensi, nu, adică nu știu, zic. Păi zic că idiot, nimic mai mult. Pentru că, ei, idiot, crede-mă. Răzvan, crede-mă. Deci, unul care vine și îmi zice că îmi așteaptă copilul la școală, unul care îmi zice că mi-a copilul de 5 ani prin toate pozițiile, da, e idiot. În afară că mor cu el de gât clar, adică mă vedeți la clar 100%, adică mă vedeți la știri. Dar ca idee. Și cu asta basta, am închis, Răzvan, pentru că deja uite, vezi, deja insiști și mi se pare că vrei să duci discuția, să mă faci să mă agi din ce în ce mai tare și duci discuția. Deci creezi tu un vibe negativ mie și indirect chatului. Cata, oprește aici, tată. Hai. Da, bătaie. Nu vreau să mai vorbesc. Oh, bun. Bun, 281. Trecem 281, trecem mai departe. Ok. Ce părere ai de oamenii la real? Bă, o părere foarte bună. Bravo, ce oamenii. Ah, dar stai că n-am făcut ăla. Ah, nu, dar cum fac? Deschid. Ah, poți să deschid ăsta acum, dacă te sunteți, și după aia îl fac pe ăla. Da, mă, da. Gata, mă, gata. Hai. Deschid ăsta și după aia îl facem și deschidem pe ăla, nu? Da, rău. Ah, mă, care aici dăm Hagi? Hagi, nu Hagi. Dăm Hagi, am zis? Tănas. Dăm România. Haide, si. Hai că si. Ce să zic? 88. Nu l-am pus pe alea pe contul tău? 282? Ok, modificăm acum, Bogdan. Gata, tata, modificăm. Se pune problema? Așa, și acum mergem și-l facem pe Orland. Cred că, da, e ok. Da, bă, a forțat mult. Bă, e adevărat că și PSG l-a vrut, dar el așa dorită. Na, fii atent. Na, a fiecare. 2-8, da, am pus 2-8-2. Hai cu butonul așa, la top. Ce părere ai de Indic și Conde care sunt mai buni? Amândoi sunt buni. Poți să joci împreună, să știi. Chiar sunt foarte buni. Hai să facem și aici, să vedem care e treaba. În primul rând, dacă avem ceva întrebări de folosit. O băgăm și bebenuțul. Sau nu?
Nu, îl băgăm, îl băgăm. Bă, dar cred că ar trebui să trimit și asta, să vedem ce am mai folosit de aici. Vlahovic sau... Bă, amândoi sunt ok. Nu pot să dau mesajul ăsta. Gata, nu vă încertați, vă rog frumos. Gata, deci vreau să, o să dau, o să șterg toate mesajele. O să dau, nu dau bani sau ceva, 300 de secunde la toate mesajele, pentru că am impresia că, nu știu, se vrea să discut din ce în ce mai mult, se vrea, se caută să vorbesc despre asta, se vrea să se strice, să se ducă dracului chiar de tot vibe-ul și nu doresc asta. Deci nu mai citesc mesajele, o să tratez, o să lucrez puțin la asta și o să încerc să tratez hate-ul, că n-am cum, na, asta, o să fie, nu, nu, nu e... O să-l tratez puțin diferit. O să dau, o să șterg, o să răspund la un moment dat, o să zic ce am de zis, pentru că, din nou, am anumite principii și n-am cum să mă schimb. O să fie mult mai celeală, mult mai relax și, da. De acum 300 de secunde, dacă e cazul, bani, trecem mai departe. Nu vreau să mai vorbesc, vă rog să nu mai insistați, n-are rost. A, să deschidem pack-uri, facem Caterinca, facem altceva. Gata, cu vibe-urile negative și cu hate-uri și cu atacuri și cu certuri și cu, și cu tot. Bun, send to club. Așa, mai trimitem de astea. Pacheta foarte bună, ăla am la mine titular pe PlayStation. Chiar foarte bun pacheta ăla. Cel mai bun second CD pe care l-am folosit anul ăsta, de departe. Da, aștept să vedem. Bă, Oscar, cred că e singurul win, nu? Cred că e singurul win, Oscar. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru susținere. Unde e șobolanul? Păi e pe aici șobolanul. Ce are șobolanul? Ce a făcut șobolanul? I-am dat 300 șobolanul? Dacă i-am dat, a zis, fi zis el ceva. Dar nu cred că i-am dat. Uite aici. Ok. Oh, 65. Hai bă că 65 dacă e. Parchet, aia zic. Bun. Hai să băgăm și câțiva de ăștia dacă de 85, că n-am ce să fac. Uite, Ilicici, dar n-am, trebuie să bag de 85 poate. Bă, dar nici nu prea am aici jucători. What? Sunt sărac pe contul ăsta, mă. Șobolan tot timpul e pe zonă. Pe nu se știe. Se știe. Lady Gaga, Ocampos, ok, Asenio, băgăm și ăsta. Hai să vedem dacă reușim să scoatem la capăt, dacă e suficient. O, l-am scos pe ăla, de ce? Bă, da. A, uite-le, uite-le, uite-le. Gata, l-am găsit, l-am găsit. Ok, ăsta aici. Cred că astea trebuie să dăm aici, că aia e. Și dăm cu ăsta aici. Și ne ducem cu Gabriele sus aici, nu? Da. Mamă, dar ce prost stau pe PlayStation la resurse. What the fuck? Adică prost, nu. Nu așa. Ok. Asta aici. Reușim? 83. Mamă, nu e. 83 nu e. 82 aici. Hei, nici aici nu e. Fuck. Păi? Pe-am băgat 2 de 85, frate. Lol. Păi și acum? Al bag pe ăsta, ia. Ia să vedem. Nici acum, mă? Oh, nu. A, nu, așa trebuia. Gata, mă, gata. Ăla e tată. Pe ce canal? Că pe Antena 1 e România. Hai, Meleisu. Ultimul pack. Ultimul. Și gata. Nici nu mă uit. De ce? Ce să nu te uiți? Ăla-i tată. Va fi plictisitor. Băi, eu sper să... De ce? Că suntem convinși că luăm bătaie, așa e?
Bă, trebuie să vedem care e situația. Plus că te uiți la, în primul rând te uiți la meciurile României și trebuie să vezi și care e situația României în momentul de față, nu? Pana mea. Brazilia, hai, MLS, ultimul, contul meu. De data asta n-am mai început cu contul de Xbox. Germania. Ok, 94. Băi, cel mai high rated pe care l-am dat astăzi. Bă, nu știu neapărat dacă e win. Oh, nu mai am baterii. Stai. Nu mai am baterii. Level it's low. Ok. Bă, dar s-a închis de tot, mă. Stai puțin să vedem. Da, e cel mai high rated. Vezi că arată bine. Păi asta vreau să văd, dar mi s-a închis controllerul. Gata, acum. Mi s-a închis controllerul, frate. E un animal ăsta, ziceți? Ia, mă, m-ați făcut curios acum. Cât costă? Compare price. What? E 200.000? Bă, ești nebun? LOL. Păi de ce cum arată? Hii, 4 cu 5 are. What the? 4 cu 5? Ok. High medium 4 cu 5, 92, 99, 96, 95, 99, bine pe pase, 99 agility, 99 balance, 96 reacții, 92 compoș. What? Bă, ce-i cardul ăsta? Dar de unde a apărut cardul ăsta? Ok. Ia vezi. Pe pușcaș moment cu ăsta. Cu cine? A, Eusebiu. Top Eusebiu, crede-mă. La pușcaș care e faza? Dacă e skiller, rămâi cu pușcaș. Dacă nu e skiller și te coafează mai mult Wickfoot, tu te duci pe Wickfoot. Cam așa văd eu lucrurile. Ăsta e, chiar e win ăsta. Chiar e win. Măcar am supersat până la finalul jocului. Da, mă, oameni frumoși. Ok. Pot să-mi scot și asta de la încărcat. Îl pun eu mâine la încărcat. Cam atât pentru live-ul de astăzi. Dar să fugim rapid, rapid, să vedem și noi ceva din match. Rămâne să ne auzim mâine cu garantă din seria A. Cred că acolo e cel mai important. Situația echipei naționale nașpa. Destul de nașpa, da. Giurile e bun de ceva. Arată foarte bine. Fabrizio Romano. Ce a zis Fabrizio Romano? Muștar. Bă, chiar arată bine, așa este. Are dreptate, are departe Daniel. R9 de buget. Bă, nu, R9 e 5 cu 5. Lightstorm, a cunoscut o fetiță. Ia auzi, e bun. Pune pe Shakira. Eu n-am luat 300. Bă, nu știu, am dat câteva 300 ca să mai calmez puțin spiritele. No hate. Da, mă, gata. Nu merite să schimb pușcaș moments cu Eusebio moments. Amândoi sunt top. Nu știu care e mai top. Nu știu dacă e mai top Pușca sau Eusebio. Amândoi sunt top. Sunt puțin diferiți. Și asta pentru că unul e cu 5 la skill, 4 weak. Celălalt e cu 4 weak, dar 5, 4 skill, dar 5 weak. Dar da, ambii sunt top. Nu știu, nu știu. Chiar nu știu pe care aș recomanda. Mie îmi place foarte mult Eusebio. Foarte mult. Dacă îi dai engine, chiar e ce trebuie. Hai, bun. Cam atât pentru live-ul de astăzi. Vă pupăm și rămâne să ne auzim mâine cu garantatul. Da? Mâine băgăm garantat. Garantat, 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 garantat. Vă pupăm și pe respect. Și hai România, evident.